Nu e prima dată când mă bate. Asta zic. Suntem o poveste mai atipică. Neapărat e model pentru toată lumea. Într-o dată se aude o voce în întuneric. Vocea crinei? Zicea. Eu nu știu ce zicea. Zicea. A fost cândva, de mult, un om care avea în el o mână de lut. Și ca orice mână de lut, s-a destrămat. Bă, fratele. Când a fost logodna voastră? Bun, ne-am văzut prin ianuarie, da? Nu, zi-mi data, stai că ajungem acolo. Nu știu. Nunta. Câte luni, câte zile are Augustul? Mă lua pe mine cu data, nu știu, 31. Dar care 30? Nu, iulie. August. Uitându-mă în urmă, pentru că avem fată, eu cred că aș face vorba, aș face infarct, știi, să mă sune fata, nu-l știu, vin acasă să știu că o să mă căsătoresc cu el. Crescând într-o zonă cu oameni temători de Dumnezeu, în care tot satul merge la biserică, trecerea către 1000 și ceva de oameni ortodoxi și 30-40 de adventiști a fost una foarte curajoasă din partea părinților mei. Geam. Nu știam exact de ce plâng, dar plângeam pentru că simțeam o presiune mare, pentru că schimbasem macazul și a venit o colegă pe care și în momentul de față că o consider așa ca îndrughiparea unui înger și mi-a zis: Crina, nu mai plânge. Ea mi-a zis ceva de genul: știu că tu ai dreptate. Doamne, decât să risc, nu-i sigur, dacă am așa zic bătrânii bisericii, te rog frumos, stai un pic să mă căsesc și pe aia poți să vii. Și a doilea lucru pentru care mă rugam a fost acesta: Doamne, te rog, lasă-mă să fiu martir. Împreună am zis, hai să facem o școală. Am studiat în homeschooling câțiva ani cu copiii, dar ne-am dat seama că suntem egoiști. Acum ne-am dat seama că sacrificăm poate prea mult. Dar apoi am luat niște copii pe care se ține la noi acasă să stea lângă copiii noștri și să învețe împreună. După care am văzut că nevoia este mai mare și am zis, haide, este timpul să facem, să creăm un sistem educațional. N-am spus copiilor noștri, iartă-mă. N-am adormit supărat pe soțul sau soția mea. Nu știu. Ne prinde bine emisiunea aceasta. Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună la un nou episod de Podcast Autentic. Sunt foarte încântat de faptul că ați ales și în ocazia asta să-mi fiți aproape. O să fiți surprinși de ceea ce v-am pregătit, pentru că veți cunoaște o familie specială, o familie care a început deja să arate autenticitatea care există între ei printr-o atitudine dezinvoltă, dar toate la momentul potrivit. Până atunci, apreciez din toată inima că ați dat un like la ceea ce înseamnă canalul Autentic, că ați comentat și de asemenea că ați distribuit tot ceea ce facem noi aici, nu pentru că ținem noi neapărat să se întâmple toate lucrurile acestea, ci pentru că așa funcționează algoritmul YouTube. Apreciem din inimă toate gesturile pe care le faceți. De asemenea, doresc să mulțumesc acelora dintre voi care ați participat la conferințele Autentic, fie că vorbim de București, Câmpina, că veți fi cu noi la Buzău. Toate acestea înseamnă că ieșim din online și vreți să interacționăm direct unii cu alții. Vă pregătim ceva surprize și în toamnă, așa că e important să fim unii lângă alții. Vă reamintesc și despre tabăra pe care o organizăm împreună cu editura Viață și Sănătate în august. Dar ca să nu mai lungim vorba, vreau să le spun bun venit la Masa Autentic celor doi care formează familia Poenariu, Crina și Ștefăniță. Mulțumim de invitație. Bine te-am găsit. Mă bucur să fiți aici. Sper să nu fiți emotiv, ci să fie așa ca înainte de a da drumul la rec, da? Ca înainte. De fapt, eu am zis că voi formați familia Poenariu, dar nu e completă familia Poenariu. Corect? Nu este completă. Mai avem vreo doi acasă și pot fi oricâți. Deci completă nu e nici cum e acum. Cine știe? Nu se știe niciodată? Sau tu știi, Crina? Asta nu poți să știi. Mai ales că ei vor crește și la rândul lor vor aduce alți Poenariu. Și apropo, eu cred că pe noul pământ ne vom înmulți. Și nu până vom umple pământul, ci chiar după vom primi fiecare câte o planetă și o vom popula, așa că va fi
Planeta Poenaru, Logoneață și așa mai departe. Deci, încă... tot vor fi și tot vor fi, nu? Am o primă provocare pentru voi și anume pe cronometru așa. Și am să încep cu cine? Hai că încep cu tineniță. Pe cronometru 10 secunde până setez eu aici, tu te gândești, 10 secunde să ne spui ce crezi tu că ar trebui să știm noi despre soția ta. Da, stai puțin, începele când îți spun eu, nu când vrei. Nu, acum când vreau eu îi dau drumul, nu mai stăm la discuție, fii atent. Hai, start. Creștere continuă, iubitoare de oameni, bună la relații publice, empatică. Mai zi. Să mai zic? Dacă nu, mai da? Ok. Crina, hai să te văd. Dacă tu ești mai cursivă în ceea ce se spui despre Niță, te rog. Idealist, gânditor, iubitor de oameni și familist convins, cu valori foarte sănătoase și un iubitor de Dumnezeu. Măi, uite pe ceas, fii atent pe ceas, că e prima dată. 1-0. E prima dată. Prima dată. nu e prima dată când mă bate. Nu, e prima dată când ne jucăm. Nu. Spune că este un familist convins. Ce te-a făcut să spui asta? Vine cu niște valori foarte sănătoase vis-a-vis de tot ce înseamnă familia. Vine dintr-o familie foarte frumoasă, părinți, bunici, și la rândul lui transmite valorile acestea copiilor și le simțim pentru că în toate aspectele vieții simțim că e tatăl acela care are grijă ca familia lui să fie bine apărată, protejată și foarte mult iubită. Apropo de protejare. Ne prinde bine emisiunea aceasta. Adevărat. Vedeți? Apropo de protejare, Niță, ți-aș spui, așează-te aici că aș vrea să fii protejată, nu? Așa spune Biblia. Așa zice Biblia. Da, bun. Dar pune ce a zis Crina lângă un alt atribut idealist. Adică este și o povară aceasta pentru familie să vii cu niște... Uite, de exemplu... Eu nu i-am văzut niciodată pe părinții mei certându-se. Niciodată. Nu cred că nu s-au certat niciodată. Dar ne-ai văzut tu. Dar eu nu i-am văzut. Bun. Nevăzându-i niciodată certându-se, idealul meu asupra familiei a fost și este undeva sus de tot. Mereu mă consiliam și consiliam pe ceilalți, ferește-te de prima ceartă. După ce arestul vin. Dar dacă te ferești de prima, nu mai apar celelalte. În momentul în care, de aici în parenting, sunt tot felul de încercări, parenting ăsta mai confesional, prin care părinții sunt încurajați să se certe în afara familiei, adică copiii să nu vadă. Părinții mei nu au avut educație în direcția aceasta, ci una naturală, tradițională, o înțelepciune dumnezeiască, oameni simpli, credincioși. Bun, acum se vorbește despre lucrul acesta, dar apare și un handicap. Pentru că dacă noi ne certăm, dar nu ne certăm de față cu copiii, copiii noștri nu vor ști să gestioneze momentele de criză. De tensiune. Atunci, nu recomandăm nimănui, certați-vă în fața copiilor, cu siguranță nu. Dar dacă, de exemplu, există o tensiune în familie, o tensiune pe care copilul o simte, este obligatoriu ca rezolvările să apară în fața copiilor. Iar dacă nu apar rezolvările, dacă conflictul nu este în fața copilului, bineînțeles diminuat, dar dacă nu e recunoscut prin vulnerabilitate, n-are cum să apară rezolvarea, pentru că tu rezolvând în fața copilului un conflict, deci el trebuie să existe. E nevoie de o înțelepciune. Avantajul asupra mea a fost că eu n-am simțit tensiunea dintre părinții mei niciodată. Doar această boală perfecționismului și idealismului. Ai preluat-o de acasă? Am preluat-o. Nu că mi-au preluat-o, nu că au fost mei în felul ăsta. Dar au reușit să trăiască frumos. Foarte frumos. Nu cred că nu s-au certat niciodată, dar eu, crescând mare, n-am rămas cu percepția aceasta asupra familiei. De fapt, odată am avut și noi o criză în familie. Eram la Reghin, stăteam în cartierul Unirii și
erau în vremea comunistă, trebuia să stai la rând, să mergi după portocale și ținea cineva rândul. Și pundrea tata cumva jos, noi stăteam la etajul 2 și îi spune ceva tatălui. Și tata răspunde mamei, dar de jos la etajul de mama era sus. Și întreabă unde? Și tata îi spune. Și întreabă a doua oară unde? Și tata îi spune în pod. Adică era obosit și o repetat o dată de două ori și a zis unde? În pod, dar la bloc nu există pod. Este singurul meu moment de către care l-am păstrat de tensiune sau de vorbă nepotrivită în casă și uitându-mă înapoi acum la el, e un fleac. Adică... Adevărat, de adică ce se vede în jur, nu? Da. Deci e greu de trăit și cu un idealist. Sunt convins de asta. Dar să ne spună Crina, e greu, Crina? Depinde ce înțelegeți prin greu. Greul poate fi o provocare constantă, dar poate fi și cea mai mare binecuvântare, pentru că cele mai mari provocări pot fi cele mai mari binecuvântări. Iar în momentul în care vorbim despre un context al familiei, nu există un greu care să ți se pară prea greu, cel puțin așa văd eu. Fiecare dintre noi venim cu anumite bagaje. Eu, spre exemplu, că tot vorbea el, eu am crescut singură, nu am avut frați și surori și, dincolo de idealismul lui, eu nu am fost învățată, adică din cauza contextului nu am știut să rezolv conflicte așa cum probabil frații mai se mai cizelează unul pe altul. Dar nu, atunci când cred că pornești la drum cu ideea că e ceva special ce Dumnezeu a pus deoparte așa pentru fiecare dintre noi și anume familia, tot ceea ce vine e doar ceea ce trebuie rezolvat și făcut tot mai frumos până la urmă. Copiii crescând, noi avem copii care se mai ceartă din când în când. Nu numai voi. Cel puțin noi mai avem. Și Crina era îngrijorată. Adică, mă, nu se poate. Sunteți frați. Cum să vă certați? Mie mi se păreau niște sfinți. Pentru că eu știu ce trăiam cu fratele meu. Adică el a plecat la liceu din București, cred că pe a 9-a, pe a 10-a, cred că eu am rămas în Drăghin, dar noi eram campioni. Adică viața era o provocare, zi de zi, unul de o parte, unul maț într-o parte, maț în celălalt. Adică prima dată când a venit la noi în casă, cred că Crina, sau nu a fost prima dată, dar a fost o ocazie în care am stat seara până la vreo 1, nu știu, spre dimineață, la povești, eu, tata și fratele meu. Păi, Crina numai picioare îmi dădea pe sub masă, era speriat. Mă, ce se întâmplă aici? Și după mă certa, mă, ce? Dar noi nu, noi dialogam, adică noi eram convingători, noi, știi? Iar simțeați, mă, adică, de-a sprijin, nu? Da, deși vorbeam despre, nu știu, teologie, o zonă, o altă zonă de viață, dar fiecare știam ce credem. Bun, ea neavând posibilitatea aceasta de a dialoga, de a se certa cu un alt frate, da, cu un frate, a fost provocator când și-a observat copiii că sunt... Se poate și așa. Se poate și așa. Și o variantă din asta. Iar rolul meu a fost de a încuraja. Stai puțin că eu am fost mai rău. Încuraja și e relaxat. Da. Până când într-o zi mi-a spus fiul meu, pot să o iei ca părinte în multe feluri, dar cu siguranță trebuie să înveți ceva din asta. Mi-a zis, mama, tu n-ai de unde să ne înțelegi. Oh. Și a fost o lecție... important. Ai acceptat asta? Am acceptat. Nu că m-am vindecat de tot, dar cel puțin a trebuit să înțeleg faptul că, da, ei au, știți cum se zice în engleză, ruffle and tumble, da? Pur și simplu au nevoie să, chiar dacă-s bea și fată, probabil că la doi băieți mai pronunțată mai chestiunea asta. Mai complicat. Dar cred. La noi fata a preluat așa se întâmplă și apărarea. Și noi tot la fel avem un băiețel și o fetiță și fetița mai mică face... Trebuie să-i țină piept băiețelului, da, că altfel nu se poate. Și se antrenează unul. Sunt niște sfinți. Eu privind la ei, am curaj, că am privit cândva și la mine. Uitându-ne la oglindă, îți dai seama că... Cum v-ați cunoscut voi doi? Eu în public vorbesc mai mult decât una. Da. Îi dai întâi, hai să vedem varianta Crinei. Noi ne-am cunoscut, de fapt el m-a văzut cu un an și 9 luni înainte să ne vedem reciproc. Era un congres de tineret în Cluj-Napoca, eram student acolo, era în vacanța după anul al doilea pentru mine. Wow. Eram acolo implicată în niște activități, el m-a zărit. O sală.
1000 de oameni, nu știu, mulți tineri. În sala polivalentă. Și eram undeva pe partea dreaptă, sala polivalentă, și dintr-o dată se iau luminile. Bine, acum în capul meu sună ca un film. Știi? Intrăm și noi în filmul tău. Avem nevoie și de și, filme. Dintr-o dată și un sunet întuneric peste tot și nimic. După care apare o linie pe un ecran imens în față, o inimă de genul acela care descrie bătăile de inimă, știi? Și, și un sunet puternic în sară întuneric, o linie roșie, după care apare o inimă, se aude pulsația inimii, liniște, pulsația inimii, și dintr-o dată se aude o voce în întuneric. Vocea Crinei? Zicea. Eu nu știu ce zicea. Zicea. A fost cândva, de mult, un om care avea în el o mână de lut. Și ca orice mână de lut, s-a destrămat. Bă, fratele. Ți-a plăcut vocea? Ce vorbești? A rezonat și cu tot ceea ce se întâmplă. Aveam o teamă cu că idealismul, nu? Da. Aveam o teamă că nu mă căsătoresc, pentru că nu imaginam să găsesc o femeie, o fată, pe care să o pot iubi fără emoții, fără frică. Mă gândeam, cum mă duc înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, să jur lui Dumnezeu acum pentru totdeauna și în bolile mele multe și de un fel și de un altul, adică a mea trebuie să fie cea mai tare, cea mai deșteaptă, cea mai frumoasă, cea mai credincioasă, cea mai practică, să fie și, nu știu cum, dar să fie și cu mâna pe la râme și să agricultură și, adică, stai seama, și niciodată să nu vezi în decursul vieții una mai bună decât. Și am zis, temeau că nu mă voi căsători vreodată, știi? Dar momentul acela a fost momentul care m-a trăznit Dumnezeu. Și a fost momentul care am știut... Că ea va fi? Nu, emoțional, nu rațional, dar emoțional am simțit ca și cum ea ar fi. Și de atunci am început să, eu, ea nu știa, s-o caut. Și era și chipul tău la un moment dat, a apărut, da, și chipul ei. Lumină pe ea, chipul. Eu eram pe scenă. Ai și pe scenă? Se și proiecta la un moment dat, știi, chipul celui care vorbește. Și da. Când v-ați întâlnit voi, mă rog, în perioada asta tu ai început să... Am început să o cunosc. Da, și cum ai început să întreb cine e? Am început să întreb despre ea, să o văd. S-o dar nu erau, atunci erau rețelele sociale nu ca cred, astăzi? Nu cred că, nu, dar... Okay. Hai, spune-ne cum se făcea odată, că pentru, făcea unii, odată. Pentru unii o mare curiozitate era treaba. Era Messenger la un moment dat. S-ar putea. Dar asta după... Bine, suntem o poveste mai atipică, neapărat e model pentru toată lumea, dar am început să o cunosc. Știam ce înseamnă prietenia în grup, știam cât de periculoasă este prietenia unul la unul când celălalt știe că îl place și invers, și atunci ne transformăm după chipul celuilalt. Bun, și am început să întreb, să aflu despre părinți, despre ea, prin pastor, prin prieteni, prin rudeni apropiate, să caut istorii cu ei, să văd analizele, să știu ce boli au părinții, ea, să preocupă. Nu chiar așa, nu? Cum e văzută de o categorie de alții, de tineri, de bătrâni, de pastori, de concurente, de fete, de tec-tec. Dacă are pretendenți. Dacă are pretendenți. Nu deci, te bagi unde nu trebuie. Sigur, bine, nu aveam eu. Aveai încredere în tine, nu? Că aveam și boala asta. Da. Și m-am interesat, am cunoscut-o și după manual se potrivea. După manual. Într-o emisiune era filmată și povestea că vrea să devină profesor universitar. Opa, iubește educația, vrea să se dezvolte. Mi-a plăcut. După care am aflat că a lucrat în colportaj. Aulio, din colportaj, un om cu aplicare spre studii doctorale, postdoctorale, e ceva. După care am văzut că un an își dă pentru Hristos, era într-un proiect în Alba Iulia. Și punându-le toate la un loc, am zis că ea trebuie să fie. Începea să prindă contur puzzle-ul, nu? Da. Uh-huh. Îmi lisea un singur lucru pe care l-am descoperit mai târziu, să văd dacă genunchii mi se moaie când sunt lângă ea. Uh-huh. Adică după manual era bine, dar voiam să văd dacă e și dragostea cea din tâi, adică dragostea romantică, trasă în placă, nu doar după manual. Și asta am experimentat când, Crina? După momentul ăla, tu ai bănuit ceva, ți-a primeam spus... Primeam de la el, a fost o coincidență, a fost foarte, foarte interesant faptul că el făcuse rost de numărul meu de telefon, nici nu știu de unde, și la un moment dat am început să primesc mesaje. Primul mesaj s-a semnat fără diacritice,
Niță, Nița, cum ar veni, dar Nita scria, aveam o mătușă de la mine din localitate pe care o chema Nita și mesajul era așa mătușa. De general, încât nu puteam să-mi dau seama dacă e cine o fi, adică în mintea mea era credea sigur. Credea că-s femeie. La prima adică vedere. Eram convinsă că e mătușa mea, am răspuns frumos, după care a început să mai scriem. A fost așa un context în care am aflat că de fapt este vorba despre el. Aveam colegi în Cluj care erau, îl știau, colegi de facultate de la biserică și nu ne-am cunoscut. Scria odată la, nu știu, o lună, două, mesaje platonice. Cu alte boli. Eram deja la master în primul an. Erai student, nu? Era în anul 4, da. În anul 4 eram la masterat înscrisă în București. Era momentul în care eram și în Alba Iulia, dar făceam masteratul la distanță aici în București. Venisem pentru examene. Era ziua mea de naștere și aveam o cunoștință. Nu eram foarte apropiate, dar ne știam. Era singura fată care era colegă cu el la institut. Și mi-a zis, știa că e ziua mea, Crina, hai să ieșim așa un pic din cotidianul zilei, hai cu mine până la institut, că era un eveniment acolo, ziua Bibliei sau dar ceva nu de genul acesta. Dar nu complotați ceva, puneți. Nu, dar nu, știam, adică, nu știam nimic. Eu aveam pe lista scurtă pe Crina, în perioada aceea, doar că n-aveam prilejul de a o cunoaște de aproape și să văd dacă există și dragostea romantică și întâmplător. La întâmplător, da, providențial, la Cernica, eu eram în anul 4, cred că eram prezbiter în biserică, pregăteam anvonul și trebuia să mă duc să organizez lucrurile și când dau să intru în capelă, în fața mea Crină. Acum în capul meu am căzut pe jos. Dar eu nu știam. Ceilalți, nu știam cine tu nu știai. Ceilalți spun că m-am dezechilibrat și am atins cu genunchii și m-am ridicat. Păc în clasă, ce să mai organizez anvonul și niciodată n-am pățit așa ceva. Dar m-a dus... Scuze puțin, tu ai sesizat asta? Nu, că era fașinat. Eu după eveniment... Am înghețat. Am înghețat și m-am dus într-o clasă, cumva ăștia mai apropiați de mine, prieteni, m-am dus, cum era capela, da, lungă și aici era corul sau ce era, nu știu cum, am pus pe ultimul rând aici, Crina era aici și... Tot trebuia să fie în fața ta. Ce vorbești, ce vorbești? Se juca cu un copil, încă ceva frumos, că iubește copiii și vedeam cum lucrează cu ei. Și la final m-am dus și am zis, bună, bine, atunci cred că deja aflasem, că nu sunt, știai... De fapt, mi-a venit și mie gândul să o întreb pe prietena aceasta mea, uite, eu știu pe cineva așa, fără să-l cunosc, i-am spus numele, zice, aoleo, Crina, dă-i colegul meu. Și zice, uite, e acolo, la undeva la cor. Și mi l-a arătat așa. Doar profilul l-am văzut. Ce poți să-ți faci, ce impresie poți să-ți faci, știi, doar văzând profilul. Dar nu m-am gândit atunci. Au început așa niște gânduri să mi se nască prin minte, dar nu mi-am făcut niciun fel de scenariu. Și m-am dus la ea și i-am spus, bună, sunt doamna Niță. Da, da. Eu sunt doamna Nita. Deci aflasem. Și de atunci a început așa o relație. Și mi-a spus că, mi-a spus ceea ce pentru un bărbat este, cred că, un lucru de maximă vulnerabilitate, dar și de o puternică afirmare a ceea ce este ca bărbat. Mi-a zis, uite, să știi că mi s-au muiat picioarele. El mi-a zis mie atunci. Mamă. Adică a recunoscut. Deci chiar îmi place de mine dacă... A recunoscut. Dar bun, asta este... Îți mai amintești data? Eu nu. Eu nu știu nici câți ani am. Dar știu că de curând am avut ziua de naștere și mi-au zis prietenii. Mulți înainte. Hai să fac un pas mai departe. Când a fost logodna voastră? Bun, ne-am văzut prin ianuarie, da? Nu, zi-mi data, stai că ajungem acolo. Nu data. Știu. Nunta. Câte luni, câte zile are augustul? Mă lua pe mine cu data, nu știu, 31. Dacă are 30... Nu, iulie. August. 31, ultima zi din august. 31 august. Ultima. Ea mă iubește așa neputincios cum sunt. În aceea zi a fost și cununia civilă și cununia religioasă. Nu, cununia civilă a fost în 13 august, a fost în Maramureș, cununia religioasă a fost în... Tu ești deloc din Maramureș? De unde?
din nordul Maramureșului, Crasna Vișeului, aproape de Vișeu, Moisei, pentru cei care vizitează zona. Da. Bun, bine. În ianuarie ne-am văzut, am vorbit câteva minute, prin telefon am mai vorbit ceva despre o disertație, despre o licență. M-am dus când e născută Crina? În 22 ianuarie, e bine. Trebuie mai bune, mai multe detalii. Da. Pe ea nu testez, că sigur le știe, dar e asta foarte... Asta știu. Ok, revenim. Deci, în ianuarie ne-am văzut, m-am dus acasă, nu ne-am mai văzut de atunci de la Cernica, i-am arătat un videoclip cu un discurs de-al ei... tatălui meu, de fapt era și mama și bunica, eram la Slovăstru, stăteam pe pat și la televizorul bunicii, fără cablu, și îi arăt, sau pe telefon, pe laptop, și mi-a zis bunica așa, copile, ia-o că-mi place. Deci cum se fac afacerile în familie? Tata la fel, mama la fel, a avut un feeling foarte fain, doar le-a spus, uite, mă gândesc la ea, comunicam și îmi place fata, nu știu încă prea bine, dar am așa în minte, le-am arătat-o. După care, după câteva săptămâni, i-am zis, tată, dă mașina că mă duc și mă însor. Am sunat-o pe Crina, în timpul ăsta dialogam prin telefon și i-am spus, uite, vin în Alba Iulia, ne-am întâlnit. După ce am plecat, după ce s-a terminat întâlnirea noastră, i-am spus, uite, vreau să mă căsătoresc cu tine. Așa? Da. La distanță de cât? Două luni, trei luni. Era a doua oară când... A doua oară când ne vedeam fizic. M-am dus, am vrut să văd cum reacționez, să nu fi fost păcălit atunci. Am atins-o cu păpucul meu, cu patidasul meu, sau pantoful meu, ea avea niște sandale, cred că. Mi s-au înmuiat genunchii. Am văzut multe. Cum s-a pregătit, unde am mers pe un deal și am mâncat și-o pregătit de-a o pizza, nu știu ce, cum era îmbrăcat, o simplitate, fără tocuri, e minionă, nu e, și-o venit, băi, zici că și-o tăiat și din călcâi, adică nu să impresioneze ceva, să fie înaltă, să naturală, pa, 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 după care prin oraș a început să vorbească, știa mai multe decât mine despre istoria cetății și, bun, când am plecat, i-am spus, uite, eu aș vrea să mă căsătoresc cu tine, eu mă rog de mult pentru tine, cunosc multe despre tine, tu nu cunoști despre mine, n-aveai cum să cunoști atâtea despre mine, dar vreau să ai siguranța aceasta, când o să mă cunoști și când o să consider că este potrivit, ne căsătorim. Eu te aștept să ai și tu convingerea pe care o am și eu. Tu ai căutat ceva despre el, ai mai întrebat? Oarecum? Cumva lucrurile au început să se așa, să se descopere tot mai mult. A fost un proces foarte natural, nu a fost așa o disperare de a afla cine este el. De altfel și când am fost încă în București, am rămas până în martie în București, el m-a invitat de câteva ori la niște evenimente și nu am vrut să merg. Am avut o pace lăuntrică și nu știu cum, nu a fost nimic programat, dar pur și simplu mă gândeam, măi, nu cred că trebuie să-i dau impresia că sunt așa disperată și mi-am văzut de viața mea, de treburile mele. Nu știu în ce măsură asta a contribuit așa la evoluția lucrurilor. Am comunicat. Adevărul este că în momentul în care am început să vorbim, se încălzea telefonul uneori și lucrurile esențiale, da, este, spunea că este și a fost o relație tipică, în sensul că nu cunoșteam multe detalii așa de viața de zi cu zi, ce îți place, ce nu îți place, erau așa lucruri pe care poate unii știi vor să le bifeze, bun, în câte țări ai fost, îți lași șosete lângă pat sau nu, sau ceva de genul, știi? Pentru o femeie de altfel esențial? Da, dar poate fi, da, la momentul respectiv nu era, poate acum este. Și lucrurile cumva s-au așa singure au început să evolueze. Nu am fost neapărat foarte interesată să caut în alte părți informații. Pentru mine informația de primă mână era cea mai importantă. Acum... Cu atât mai mult cu cât stătea în apartament... Eu am avut o jumătate de prieten în viață înainte de Crina. Jumătate? Așa zic eu. Asta e, da. Viața bate filmul la noi, prin era cineva, în București, în București era cineva, o fată interesantă, isteață, frumoasă, chef de studiu, rugăciune, că venea și la 5 dimineața, aveam proiecte prin gară, canale în București și participa peste tot. Și văzând-o foarte interesată, deșteaptă, isteață, credincioasă, i-am spus, uite, aș vrea să te cunosc. Dar n-am ieșit niciodată aici în oraș cu ea, doar prin telefon. Însă când trebuia să vorbim la telefon, zici că îmi cădea cerul în cap, adică nu se lega, nu se putea. Era chimia. Și după vreo lună de vorbit la telefon, n-am apucat să ne vedem. Odată a venit la Cernica, cred că, în public,
i-am zis, uite, nu pot, adică nu, eu sunt, nu pot, iartă-mă că te-am încurcat și ți-am stricat mintea, ți-am spus că vreau să te cunosc, nu pot. Ea stătea în gazdă cu ea. În gazdă la ea. Și ea se ruga deja pentru mine și zicea, dar nu mă grăbesc. Dar nu știu dacă ai știut de atunci de poveste. Însă mai era o doamnă colportoare care știa de situație. A fost interesant. Dar după momentul ăsta de la Alba Iulia, i-am spus că-s pregătit și când este și ea pregătită, e ok, e bine. Am ajuns acasă și am primit un e-mail. Tu mă știi? Un mesaj pe telefon. Nu, cred că era e-mail. Cred eu, te să-l caut, mă. De la? Crin. Dacă de la e vreo... Da. Nu mai ține minte, am albicii noi. Da, și? Bă, e de mine și de mine. De bine? Ce vorbești? Sau trebuia să îndeplinești niște criterii? Ce vorbești, mă? Am ajuns acasă, eram în dormitorul, stăteam în altă parte, în Libertăți, în Reghin și... Erai deja pastor? Nu, era vacanță, probabil. Vacanță, ceva de genul ăsta. Cred că am terminat facultate. Și citesc, deschid laptopul, citesc e-mail, era. Citesc e-mail-ul și începe să zică. N-am fost impresionat pentru că nu știu cum, ești stres, nu știu că frumusețe. N-am fost impresionat că mi-ai mers cu atenție cu mașina și cu reguli. Și cu... N-am fost ce gesturi am... Ce, nu m-a impresionat nimic din... pe scurt, nu știu, că ea scrie foarte frumos, scrie poezii și zice, n-a fost atât de impresionat de prezența ta. Zice, ceea ce m-a impresionat sau ceea ce m-a, nu știu ce, cum a zis, a fost absența ta. Când ai plecat, profund. N-am mai fost eu, ai plecat ceva cu mine și atunci așa a dat acceptul să ne căsătorim. Rapid. Într-o lună, nici o lună, vreo două săptămâni am mers în Maramureș. Eram de pe drum, mamă, vezi că vin să că acum, mă ia. Uitându-mă în urmă, pentru că avem fată, eu cred că aș face vorba, mamă, aș face infarct, știi, să mă sune fata, nu-l știu, vin acasă să știi că o să mă căsătoresc cu el. Deci nu știa că suntem prieteni, știa că suntem prieteni sau ai spus ceva? I-am spus că doar, uite, este un băiat care mă... Nu mai știu exact, curtează ceva în genul ăsta, dar nu a fost foarte pasager și nu a știut că e ceva atât de serios. Și ne-am dus acasă, da. I-am zis că o iau. Asta în cât timp s-a întâmplat? Prima întâlnire noastră a avut loc în 22 ianuarie, în aprilie el a fost în... Și 31 august nunta? Și 31 da, în mai-iunie cred că am fost la părinți și după aceea a fost nunta la finalul lui august. Da. Vă dau ceva din casă, lui Niță am mai zis, nu știu dacă mai ține el minte. Noi ne-am intersectat în timpul institutului și eu și soția mea am fost prieteni 7 ani și jumătate înainte să ne căsătorim. Și el știa despre povestea noastră, cel puțin atunci, nu? Știu. Așa. Și mă trage într-o zi deoparte și îmi zice, bă, dar tu când te însori, ce mai stai, mă, iau și în soarte? Numai o să vezi că eu o să mă însor, am văzut fata, am pus ochii pe ea și gata, nu mai stau să mai, așa, timp. Rapid, m-am căsătorit. Deci nu bănuiai tu. Nu bănuiam că se va întâmpla chiar așa și că omul e chiar atât de hotărât precum spunea atunci, așa, cumva dându-i un sfat. Dar uite că s-a ținut de... Uite, cred că nu este ceva chiar cu totul atipic. Poate am auzit pe bunicii, străbunicii noștri spunând, măi, zicea bărbatul sau bunicul, am văzut-o... Am stat de vorbă, am știut cine Iacob. Este, a știu ce valorare. A băgat-o în cord. Și după câteva săptămâni s-au căsătorit. Valorile fundamentale au fost prezente. Pe lângă ele a fost dragostea romantică, care era importantă. Detaliile, o viață întreagă. Se așează. Categoric. Dacă ar fi să dați timpul înapoi, hai să mă uit la tine, dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai mai face la fel? Nici nu aș vedea altfel. Adică a fost cea mai bună decizie și a fost foarte important faptul că mi-am urmat instinctul și că am avut o relație foarte apropiată cu Dumnezeu, cel puțin la momentul respectiv. Cum ziceam, pentru mine informația de primă mână și ceea ce știu eu că este bine a contat foarte mult. Și este adevărat că am avut de ambele părți părinți înțelepți care nu au intervenit peste decizia noastră, care putea suna nebunească, da, la momentul respectiv, nici din partea mea, nici din partea lui. Au avut încredere încă totală erați, în noi. Tu ai intrat la masterat? Da. Căsătorit? Căsătorit? Eu eram deja în anul al doilea la masterat când
Când ne-am mutat în București. Și, din punct de vedere financiar, cum v-ați descurcat în perioada? Erați la școală? Au avut înțelepciune părinții? Au avut și înțelepciune, eram și descurcăreți. Eu începusem deja să predau, eram profesor. Așa e. El era la masterat în primul an. Deci ai fost întreținut. Am fost și întreținut, a lucrat, dar eu toată viața am putut să fac bani foarte ușor. Și chiar în timpul masteratului aveam și eu un salariu, nefiind angajat, foarte ușor, făceam în așa fel încât să putem trăi. Deci n-a fost o problemă. Dar și părinții s-au Dar și părinții, da. Și părinții, cred că ne plăteau chiria sau ceva de genul ăsta. A stat în București. În București. În perioada respectivă. Da. Când vă uitați așa la voi, vorbim de, aveați 21 pic de ani când v-ați căsătorit. 22. Da? Sunteți de o seamă? Da. Eu sunt un pic mai de o seamă decât de cu o jumătate de ani. Am înțeles. Era important lucrul acesta, mine, după. La cât de bolnav, adică pentru mine, cine a fost? Mă pune ghilimelele de rigoare asta, că da? Mai mi-a venit sperie de... Păi nu, puneți totul cu idealist, după ăla. Adică aceasta. La mine trebuia să fie fata mai mică. Măi, Adam a fost mai mare? Da. Pe câteva ore. Știi că subliminal, aveam și eu un mic de tatăl meu, este mai mare cu 9 ani decât mama. Bine, acum probabil se vede un pic când înaintează în vârstă, poate se vede un pic mai mult diferența, dar crescând eu, vedeam că e matur, și cred că subliminal el era foarte matur pentru vârsta lui și acum este. Da, îi spun unii că este, da, câți nu, ai nu, nu. Dar zicea, peste vârstător. Crina îmi povestea la început că vrea un bărbat matur și că era visul ei, ea nu putea vorbi cu unul de vârsta ei. Da, de vârsta, nu prea îmi găseam așa. Își imagina să aibă pe cineva mult mai mare decât ea. Și după ce ne-am căsătorit, mi-a zis, am vrut pe cineva mult, mult mai bătrân decât mine, dar nici chiar ca tine. A fost așa ca să te tachineze puțin. Dar nu, dar glumă, dar... Adică uite cât păr alb am. Nu, ca să confirm, nu vreau să-ți păstrezi treaba asta. Cum i-ați făcut voi locul lui Dumnezeu în perioada asta de prietenie? Sunt atât de mulți tineri care se găsesc în perioada de curtenie, poate unii dintre ei sunt deja logodiți și pun problema căsătoriei. Cum ați făcut voi, dincolo de a petrece timpul la telefon să vă cunoașteți unul pe altul, să-L implicați și pe Dumnezeu în relația voastră? Ce făceați în mod concret la capitolul noi ăsta? Nu i-am făcut loc lui Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi îl aveam pe Dumnezeu într-un mod profund, foarte profund, adică atât în viața mea cât și în viața ei, misiunea pe care o înțelegeam din Scriptură, o misiune pe care Dumnezeu ne-a dat-o, era pe primul loc, adică fără discuție. Ne-am făcut loc unul altuia să intre în relația pe care aveam cu Dumnezeu. Și acesta a fost un criteriu principal. Nu? Omul să fie dependent de Dumnezeu, adică cu o relație profund, spirituală. V-ați rugat împreună, a studiat Scriptura împreună, nu știu, mergeați împreună la biserică? Noi nu suntem oamenii... Cum făceați? Rutinelor, poate chiar și în zona spirituală, suntem destul de spontani pe partea asta. Aceasta. Da. Să înțelegem. Da, asta depinde foarte mult de cum, cred că ne-am simțit așa unul pe celălalt, nu că nu au fost momente de discuții, dar nu am avut o rutină. N-am avut ceremonii religioase. Ceremonii, da. Amândoi născuți în familii de credincioși adventiști. Nu, eu. Nu? Eu. Interesant. Și aici m-am bătut, s-a botezat mai repede decât mine. Te-a făcut. M-a făcut. Cu cât timp? Un an și ceva. Un an și un pic. Aproximativ. Eu pe la vreo 13 ani, ea pe la 12 ani. Și părinții tăi, niciunul dintre ei adventist? Sunt adventiști în prezent. În prezent, dar atunci? Am venit împreună în biserică. De fapt, cumva sub aripa lor am venit și eu. Și cred că cea mai importantă moștenire pe care puteau să mi-o las este aceasta, că au făcut alegerea de a veni în sânul Bisericii Adventiste. Ei studiaseră, au fost ortodoxi înainte. De altfel, aș vrea să facă mențiunea aceasta. Am crescut într-o comunitate, într-o localitate, într-un sat de munte. Religios. Cu oameni foarte credincioși. Pentru noi, duminica era ca și sabatul pentru adventiști. Când bătea toaca, sâmbătă seara, nu se mai făcea nimic. Duminica mergeam la biserică, după amiaza mergeam pe la verișoară, vizitam familie. Oameni din sat, pentru timp, pentru familie. Sărbătorile nu erau povară. La biserică mergeam, aveam o
mi-a rămas impregnat în minte lucrul acesta. Știu că l-am dat, este un crezul sau sunt niște rugăciuni, aș vrea să greșesc, mai lungi, când trebuie să stai pe genunchi. Eram copilă mic, parcă acum așa îmi rememorez, da, din subconștient îmi vin în minte flash-uri când stăteam la rugăciune și niciodată nu mi s-a părut ceva nepotrivit. A fost o creștere frumoasă și nu consider că pe partea aceasta mi-a lipsit ceva, chiar dacă noi în Biserica Adventistă suntem privilegiați să avem foarte multă educație religioasă. Crescând într-o zonă cu oameni temători de Dumnezeu, în care tot satul merge la biserică, trecerea către 1000 și ceva de oameni ortodoxi și 30-40 de adventiști a fost una foarte curajoasă din partea părinților mei. Tu erai adolescent atunci? Avem 12 ani. Copil. Nici prea mică, nici prea mare, știi? Dar cât să înțeleg și faptul că ei au venit, au studiat Scriptura, tatăl meu, cu mulți ani înainte de a ne boteza noi, el nu prea mergea la biserică, să zic așa, nu era bisericos, dar era un om care a citit foarte mult și, în mod special, iubea Sfânta Scriptură și iubește, că e categoric, dacă a făcut pasul ăsta... Și am crescut cumva cu ideea că ei spunea, uite, totuși adevărul este la, cum se zicea asta, da, la pocăiți. Noi ziceam așa, se zicea, la pocăiți. Cu Hristos n-au făcut cunoștință la botez, da, ci doar au avut o înțelegere mai bună. Eu am avut întotdeauna sentimentul acesta că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu și doar l-am cunoscut puțin mai bine. Și cred că aceasta a fost și experiența familiei. Iar, cum se numește satul ăsta? Ca să-l mergem și acolo. Ne-ai mai zis frumoasa. Vremurile dar se schimbă. Dar nu-i foarte, nu-s foarte schimbate, să știi. Frumoasa Biseului. Krasna ucraineană, da. În tipul ăsta de limbaj. Sunt bucuroasă că am putut să cresc într-o... Uite și acum, dacă te duci, te salută pe stradă, slava Iisusul Hristos. Da, în ucraineană, pentru că vorbesc cu și îi răspund, slave navike Bohu. Adică da. Lăudăm pe Iisus și lăudăm în veci de veci, amin. Da. Asta este salutul? Salutul de în fiecare, sat, în sat, oricine se vede. Și oricine cei mai tineri? Eu așa am crescut. Da. Și acum, cei mai tineri? Eu când m-am dus și le-am zis bună ziua, mi-a făcut neamul de râs. Le-am zis bună ziua, păi mama Viorică, da, mama Crinei, păi s-a rușinat. Eu eram preot, știi? Da. Și mă duc în sat și le zic bună ziua. Și ei îmi răspund înapoi, lăudăm pe Iisus. Ce fain. Adică este excepțional de frumos. Da. Și a fost un act de curaj să intre în biserică, cu atât mai mult cu cât știu că în vremea respectivă trebuia dărâmată biserica, ceva de genul ăsta. Și, sunt multe povești interesante. Tatăl meu lucra pe un utilaj de taf, munte, un taf. Și la un moment dat biserica din sat, era cu mulți ani, era un copil mic, cu mulți ani înainte de a ne boteza noi, s-a pus problema dărâmării bisericii vechi, pentru că Adventiste, era neîncăpătoare, nu, ortodoxă. Și să se construiască nouă biserică. Ori, ca să dai turla, era nevoie de un utilaj, iar cumva așa nescris era o concepție, o preconcepție, că dacă dai turla jos, va cădea un blestem peste tine. Și când ne-am botezat, eu am auzit, mă rog, așa, spunându-se, păi vezi că, până la urmă, chiar a căzut blestemul peste ei. Că au pentru că tatăl tău de la dreapta credință. Tatăl tău a fost cel care a dat tur la jos. Da. Însă, e firesc ca într-o zonă în care oamenii iubesc dreapta credință, da? Să le pară rău. Când, cel puțin așa a fost când atunci, nu mai e cineva în comunitatea respectivă. Da, sau când alege altceva. Da, sunt peste 20 de ani, peste 20 de ani de atunci și lumea se schimbă, dar totuși valorile acestea care le-au avut părinții noștri, bunicii noștri au rămas și în copii. Da, deci a fost frumos faptul că noi am venit în biserică. Eu nu am urmat o clasă de botez în aceasta standard și pe această cale aș vrea să le ofer așa un cuvânt de mulțumire celor care s-au ocupat de cazul meu în mod special. La vârsta respectivă am parcurs, dar nu aveam înțelegerea deplină a doctrinelor așa cum se studiază în Biserica Adventistă și la un moment dat știu că la conferință s-a pus problema, cum să botezăm un copil de 12 ani și jumătate. A făcut cum scrie în Biblie, știi? Mergeți, faceți ucenici, botezați-i și învățați. Da. Dar una dintre întrebările care au fost adresate pastorului ce era acolo a fost, bun, părinții sunt oameni credincioși, vin și în biserică, are suportul necesar, așa că noi ne-am botezat împreună, în același timp toți trei. Ai fost cumva, nu știu, stigmatizată la școală pentru decizia asta?
Mă gândesc că clasele primare, generale, le-ai făcut acolo în sat. Da, eram în clasa 6 atunci când m-am botezat și... Era la poate gimnaziu. Părea, da, așa, desprins dintr-un, dintr-o poveste care parcă nu este a mea. Acum văd altfel lucrurile. Atunci pot să zic că a fost o părere de rău mai pronunțată, să zic așa, din partea celor care conduceau așa spiritual comunitatea noastră în sat. Și la școală a fost situații în care mi se cerea, păi haide, adu versete care să demonstreze credința voastră. Și știu că lucram cu mama și aduceam și era rupt în fața mea hârtia. Și în fața clasei, da. A fost o situație, dar acum văd altfel lucrurile. Acum le văd, nu pot să zic că m-am marcat și m-am simțit așa prigonită. Dar ai plâns atunci vreodată? Dar ce pot să spun este că la un moment dat mi-a ajuns și mi-aduc aminte că am fugit în spatele toaletei, cum sunt afară, toaletele la școlile de țară, da? Plâng și plângeam. Nu știam exact de ce plâng, dar plângeam pentru că simțeam o presiune mare, pentru că schimbasem macazul și a venit o colegă pe care și în momentul de față că o consider așa ca întruchiparea unui înger și mi-a zis, Crina, nu mai plânge. Ea mi-a zis ceva de genul, știu că tu ai dreptate. Ce frumos. Pentru mine a fost... În lupta cu profesorii. Da. Mai mult decât atât, aveam un diriginte pe care îl stimez și acum foarte mult, care pot să zic că m-a influențat enorm, a crezut foarte mult în mine, căruia nu i s-a schimbat atitudinea după ce eu am... Că știi cum intru în sat, toată lumea știe pe toată lumea. Categoric. A venit la un moment dat pentru că nu voia să merg la olimpiadă și eu am spus că nu merg sâmbăta. Și a venit la noi acasă, să te vorbă cu mama, dar s-a purtat cu foarte mult respect și nu a fost așa condescendent față de ceea ce s-a întâmplat și... acum așa ca paranteză, auzeam tot felul de voci, las că ce, că pocăiții nu fac școală, că nu o să, cine o să o ia pe ea, cu cine se mărite. Lucrurile, știi, oamenii au nevoie de timp și familia, pentru că noi și în prezent, bine, și bunica mea s-a botezat, mama mamei mele. Nucleul esențial era ce trebuia, aveam suportul necesar, însă nimeni, nici în prezent, nimeni nu mai era adventist în familie, însă rudele noastre apropiate toate s-au purtat cu mult respect și chiar și astăzi consider că este o relație frumoasă și, cum ziceam, timpul probează toate lucrurile și arată cum lucrează Dumnezeu în viața unui om. Voi nu ați luat decizia asta pe un fond emoțional, nu s-a întâmplat nimic la nivel de psihic. A fost rațional. Voi... Aveam un prieten comun și ne știam bine de tot. Adică Dumnezeu. Și lucrurile au fost, adică pentru prima dată n-am mai avut emoții pentru decizia pe care o proiectam, pentru că era doar o proiecție. Unicat. În toată viața a fost o chestiune unicată. N-am avut nici un moment de nesiguranță. Mi-l imaginam și momentul legământului în biserică și eram acolo în fața bisericii, în fața lui Dumnezeu și trebuia să zică da pentru totdeauna. Băi, fără nici o ezitare. Da, știi, acum când în viața de zi cu zi suntem și noi mai pământeni, cum s-ar zice, e foarte important să ai o istorie în spate, pentru că istoria aceasta te ține, îți dă echilibru atunci când poate obosești, când viața devine grea, îți dă un echilibru și întotdeauna te face să privești înainte cu și mai multă putere. Din nou, un alt exemplu, cu toate că părinții mei au fost ortodoxi și mama, când m-a născut, mi-a zis, eu nu am să găuresc urechile acestui copil pe care mi l-a dat Dumnezeu. Deci eu, cu toate că eram ortodox, eu nu aveam găurit urechile, ceea ce era foarte neobișnuit la vremea respectivă. A pregătit-o pentru. Și asta era important pentru mine. Wow. Un unchi de-al meu primise către Hristos de la cineva o cunoștință și soacra lui voia să, mă rog, se apropiase de Biserica Martorilor a lui Jehova, cu mult înainte ca noi să fim adventiști, i-a dat cartea și i-a spus, uite, dacă tot vrei să faci pasul acesta, fă-l unde trebuie. Deci, cumva, prin alianță... Așa că au fost câțiva pași care Dumnezeu au condus pregătit aici. Frumos viața noastră, așa încât să nu... să avem mereu încredințarea că viața noastră va fi păstrată într-un mod frumos și Dumnezeu ne va purta de grijă.
fără Dumnezeu totul este greu. Adică orice căsătorie, orice relație, orice activitate, dacă nu există Dumnezeu în mijlocul ei, poți să stai 7 ani să te cunoști, poți să stai 10 ani să te cunoști, dar dacă există Dumnezeu, asta te echilibrează în orice moment. Tu ai avut un moment din ăsta, cu toate că ai crescut într-o familie de credincioși adventiști, ai avut vreun moment pe care ai putea să-l numești, uite, acela a fost momentul convertirii mele și a relației mele cu Dumnezeu, când am ales calea asta și am știut că pe aici trebuie să merg din punct de vedere spiritual. Mergeam cu Stupi, cu tatăl meu, și era un frate, îl chema Mureșan, deștept, bătrân, isteț, glume la el. Când zici frate, zici un frate în biserică adventistă de ziua, așa, da, și adventiști, așa ne spunem noi, frații. În Hristos. În Hristos, frații în Hristos, sau un Adam. Da. Și mă întreba, mă, tu ești pocăit? Tu ești adventist? Și eu răspundeam mereu, sunt adventist din naștere. Dacă ar fi să-mi aduc aminte de câteva momente cheie din viața mea, mi-aș aduce aminte de unul pe la vreo, nu știu, 7 ani, 8 ani, 6, în jur, în care visam să mă căsătoresc și credeam că Domnul Iisus Hristos vine foarte, foarte curând și că nu o să apuc să mă căsătoresc. Având un model bun în familie, îl rugam pe Dumnezeu, te rog frumos, mai stai un pic să mă căsătoresc și eu. Atunci aveam emoții și credeam că dacă ajungem pe nouul pământ, nu vor mai fi căsătorii, știi? Și atunci am zis, Doamne, de cât să risc, nu-i sigur, dacă am așa zic bătrânii bisericii, te rog frumos, stai un pic să mă căsătoresc și pe aia poți să vii. Și a doilea lucru pentru care mă rugam a fost acesta, Doamne, te rog, lasă-mă să fiu martir. Era mic. Deci de mic voiam să devin pastor, nu neapărat pastor, ci visam la o metodă prin care să am bani suficienți, în așa fel încât să pot trăi tot timpul pentru alții, oameni, pentru Evanghelie, da. Tot felul de prostii, până la a găsi o comoară și promiteam Domnului, promit că pe lună iau din comoară cât zici tu, dar lasă-mă ca să pot. Și cea mai bună metodă pe care am găsit-o pentru a trăi cât de mult, nu 8 ore, ci cât de mult posibil pentru oameni, a fost pastorația. Un alt moment a fost, nu știu, 10, 12, câți ani, știu că băgam capul în pernă și urlam. Adică în dorința ca Dumnezeu să mai stea puțin ca să pot conta și eu, să fac ceva pentru El. Ca un copil, la 10 ani, cine te bagă în seamă tu să faci ceva pentru Hristos? Un alt moment important a fost pe la vreo 12 ani, cred că, sau 11 ani, când s-a botezat fratele meu. A fost o surpriză, vreo 20 de tineri s-au botezat. Gelul este mai mare ca tine cu câți ani? Gelul cu vreo 3 jumate, 3. Aproximativ. Da, dacă greșesc, mă iartă el. Da, nici el nu știe. Și s-a botezat. Spune mama. Da. Și au fost într-un grup de vreo 20 de oameni, s-au pregătit pe ascuns ca să facă o bucurie părinților. Am vrut și eu să mă botez. Dar cultural, enclavic, în comunitatea aceea mică, mare raportat la adventism, în Reghin, știam că nu-i voie, că-s prea mic, că-s prea mic. Și mi-aduc și acum aminte și sunt și filmat. Și părinții mei m-au arătat, e o casetă veche. Stăteam în fața botezului, mă uitam la fratele meu și la verișorul meu, Cristi Bogdan, erau amândoi, s-au botezat deodată, nu, Cosmin, și eu m-am botezat cu Cristi. Mă uitam la ei și plângeam în hohote. Aveam vreo 11 ani. Că de ce nu ești tu acolo? De ce nu sunt și eu? Și îmi doream, simțeam cu ei ce se întâmplă acolo. A fost un simțământ cel puțin la fel de profund ca simțământul pe care l-am avut la botezul meu. Nu mă puteam opri, plângeam cu hohote și chiar sunt pe casetă filmat și a rămas așa marcant pentru mine, după care a fost momentul botezului pe la vreo 13 ani și ceva. Și la tine, destul de timpuriu. Destul de timpuriu, da. Am iubit biserica, am început să țin evanghelizări pe la vreo 14 ani, după care un alt moment de redeșteptare în viața mea a fost pe la vreo 18 ani când am venit la Cernica. După câteva luni am spus sfatului capelan, frate capelan, pe mine ori mă lăsați să mă duc să fac misiune, că eu n-am venit aici, iau 10 la facultate, condiție, da? Bun, să fiu printre primii sau primul din clasă, dar iau 10, dar mă lăsați să merg și n-aveam voie în anul întâi să mergem în practică. Și fratele meu s-a dus la el și a zis, frate capelan, eu vă recomand să lăsați pe omul ăsta, că ăsta nu glumește și faceți necaz părinților, că dacă... Și m-a lăsat. Și atunci am început într-un proiect cu Casa Pâinii, cu Dana Borcea, apoi cu o plantare de biserică în Cârligu, unde acum în Lanul Siliște există o biserică, și vacanțe, toată viața mea mi-am dedicat-o câțiva ani, Revelion, Crăciun, toată ziua, toată viața, în anii aceștia, da, am trăit
alături de niște oameni, alături de săraci, alături de tineri, iar perioada aceea a fost una marcantă din punct de vedere spiritual și misionar. După care am intrat în pastorație. Eu te-am întrebat dacă a fost un moment, dar de fapt vorbim despre un proces. Sigur că da. Care continuă, cred că și în privința ta, și acum. Nu, a rămâne lângă Hristos și a continua să creștem. Aș vrea să se deschid o paranteză aici. Cred că, pentru că suntem și noi părinți și avem și noi, ca orice părinte, provocări. Îndeoseb părinții care îl caută pe Dumnezeu și care își doresc să imprime această căutare de Dumnezeu și în copiii lor. Cred că părinții, unor inconștient, îi descurajează, fără să-și dea seama, pe copiii lor în a lua decizii pentru Dumnezeu și cumva lasă, amână puțin momentul. Spunându-le că sunt prea mici. Preadolescența și adolescența, dar nu aceea întârziată la 20 și ceva de ani, da? Ci când, din punct de vedere chimic, se întâmplă ceva în corpul nostru, apare emoția, dragul de Dumnezeu, vrei să te apropii de Dumnezeu, te îndrăgostești de Dumnezeu. N-ar trebui niciodată opriți copiii. Spre exemplu, cazul meu. Cum a fost? Mama s-a dus la fratele pastor, era o campanie de evanghelizare iarna, noi ne-am botezat în primăvară și s-a dus și a spus, uite, noi am vrea să ne botezăm, încă nu era sigur că tatăl meu se va boteza. Și cu toate că din punct de vedere al conținutului era mult mai tare în scripturi decât noi, însă ea zice, eu nu știu ce faceți voi, eu nu mai pot să amân nicio zi. În momentul în care eu am văzut-o pe mama mergând la tata, nu știu, ceva s-a făcut un click în mintea mea, am urmărit-o și am văzut ce i-a transmis pastorul și am zis frate pastorul, să știți că și eu vreau să mă botez cu mama. Și sigur, niciun moment, absolut niciun moment nu a fost în care pastorul sau cineva din biserică sau părinții mei să-mi zică, lasă că mai ești 12 ani de avea. Gândiți-vă, noi astăzi, da? Noi avem un băiat de 12 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. E mare. Acum uitându-ne în urmă ce decizie am luat noi aproape de vârsta asta, parcă, știți, trece așa un fior pe șira spinării. N-are 11? 12, acum în mai am plinit 12. Dar, și poate chiar mai timpuriu, că sunt mai precoce astăzi copiii, nu spun că ar trebui lăsați neapărat sau încurajați așa numai să se boteze. Sunt studii religioase și sociologice care demonstrează că copiii care se, tineri, adolescenții care se botează rămân pe termen lung în biserică, timpuriu. Apoi, studiile sociologice arată că tinerii au o plecare, adolescenții, spre spiritual, spre zona bisericească, după care în maturitate este o stingere, iar la bătrânețe crește din nou spiritualitatea și religiozitatea. Este etapa în care Dumnezeu caută și tânărul caută. Un adolescent nu ar trebui oprit cu niciun chip să încheie legământ cu Dumnezeu. Bineînțeles, conștientizat, ajutat, dar ar trebui încurajat. Și nu pusă mare presiune asupra, atât de mult asupra conținuturilor, dacă nu știi cele 27... Iacob le știe, mă duc, studiez cu studenți. Ești concluziile. Da? Și când nu știu studenții să răspundă, zic Iacob zile, tati. Toate predicile, copiii ascult. Absorb. Sigur că absorb, fără să ne dăm seama. Ai făcut o afirmație la un moment dat și mi-ar plăcea să o clarificăm pentru aceia care poate înțeleg puțin diferit. Mm-hmm. Spuneai că ai făcut-o de două ori. Spuneai că în împărăția lui Dumnezeu noi ne vom înmulți, vom fi familii. Mm-hmm. Pe ce te bazezi când spui asta? Că Domnul Iisus zice că vom fi ca îngerii. Așa zice? Așa cui pare zice? Că zice. E nouă învățătură. Măi, în primul rând, este un subiect neclar în Sfânta Scriptură și unul pe care avem dreptul să-l abordăm, dar fără pumn în piept sau dialoguri, știu eu, contradictorii, în care fiecare să ținem de opinia noastră. Eu cred că, bine, în primul rând, răspunsul acela este dat într-un context anume de ceartă, într-un context în care Hristos voia să fie prins, într-un context în care Hristos răspunde cu o întrebare la o întrebare, într-un context în care întrebarea este ce se va întâmpla cu acela care sau aceea care va avea nu știu câți bărbați. Spune aceea vor fi ca îngeri, pentru că răspunde la întrebarea pusă, nu răspunde general ce se va întâmpla cu familiile. Dar căsătoria este instituția pe lângă sabat, căsătorie, muncă, căsătorie de dinaintea căderii în păcat. Dar noi să spunem că munca rămâne și sabatul rămâne, dar nu rămâne căsătoria,
n-ar fi logic. Noi știm că sabatul rămâne, Isaia, noi știm că munca rămâne, despre familie nu știm clar, categoric. Apoi, dacă vorbim despre noul pământ, e o altă problemă. Ce se va întâmpla în cer sau pe noul pământ? Eu cred că în cer vom avea treburi preoțești de făcut în cei 1000 de ani. Acum intrăm în chestiuni tehnice și categoric, ne complicăm. Da. Dar când vorbim despre refacerea acestui pământ și coborârea oamenilor frumoși pe pământ, eu cred că viața va continua în același fel. Și mie mi-ar plăcea să fie la fel. Eu sunt sigur. Vom vedea ce va fi, să ajungem acolo, cred că asta, da. Asta ne dorim cu toții. Da. Cum e să fii soție de pastor, Crina? Ea pot dinainte să o iau. Știi, în ceea ce mă privește, lucrurile au curs natural, niciodată nu mi-am programat ceva, să fiu nu știu cum. Pentru mine au fost așa câteva elemente importante, și anume să am libertatea de a lua decizii. Asta s-a întâmplat cu mult înainte, adică dovadă drept și deciziile așa destul de abrupte pe care le-am luat ca familie. Eu am plecat destul de timpuriu de acasă. Când spun de acasă, e firesc, când pleci de la țară, la liceu, după aceea la facultate, dădeam așa pe acasă doar în vacanțe și cumva aveam în minte așa că eu am un drum al meu, aveam credința că Dumnezeu poartă de grijă și că în toate alegerile pe care le fac vor fi într-un fel sau altul direcționate de către El. Nu mi-am propus, nu m-am gândit că voi fi soție de pastor și nici nu cred că gândesc în fel, uite, soția de pastor are un anumit profil sau... Nu, pur și simplu e vorba de a trăi, e vorba de a fi coerent cu tine însuți sau însăți, da? Să trăiești într-un fel în care faci și ceea ce-ți place în viață, adică poți să ai, nu știu, poate o profesie sau să croiești cât de cât viața, însă este adevărat că viața de familie pastorală înseamnă și anumite reorganizări pe aici, pe acolo, odată la câțiva ani. Esențial era familia, esențial era să fie Dumnezeu, iar restul s-au așezat. N-ai simțit o presiune așa din partea oamenilor din biserică, în vreun fel sau altul, atunci când ați mers împreună? Unde ați fost prima dată? Cristian, Sibiu 2. N-ai simțit așa, nu știu, aveați 21 pic de ani pășind prima dată în biserică, oamenii să se uite la voi, la tine, în mod special, așa ca un exemplu. N-ai simțit niciodată partea asta? Poate așa, că presiunea a fost. O oarecare povară, hai să poate zic. Poate că au fost momente în care mi-am propus eu să răspund unor așteptări, dar uitându-mă în urmă, nu pot să zic că am trăit presiunea aceasta. Nu cred că noi doi suntem oamenii care trăiesc sub presiune. Își trăiesc viața după niște principii. Așteptările care... noastre sunt mai mari decât așteptările oamenilor de la noi. Da, nu și cumva... Nu am avut povara asta spirituală sau nici... Deci se poate să ai o noi liniște gândim, și da. Din perspectiva asta, nu? Noi nu gândim așa ca fiind pionii unui sistem. Prinși acolo... niște rotițe și trebuie să te învârți cum... Noi credem că ziua de mâine poate să aducă surprize. Poate că, spre exemplu, suntem implicați în educație. Cumva lucrarea de slujire și a fi implicat în lucrarea Dumnezeu nu ține de un sistem și de a răspunde anumitor așteptări. Tu ești om și vrei să fii mai bun și vrei să slujești pentru că așa e pentru un creștin. Cred că e cazul nostru, nu zic că este ceva, e mai particular. Despre, vorbim despre voi. Da, poate că... Noi formăm sistemul. Se creează... Adică să-mi zic că mie un om că ar trebui să fiu conform unui sistem. Păi eu sunt biserica, nu singur, noi. Nu noi și tu, noi suntem biserica. Adică... Asta nu înseamnă că nu ne conformăm unor norme sigur. Generale ce țin de bunul mers. Simț de... Da. E normal și sănătos să fie așa. Cristian și apoi Brașov? Da. Sau a mai fost ceva între... Nu, asta vreo 5 ani în Cristian, după care în Brașov. De câți ani sunteți în Brașov? 8. 8 ani în Brașov. 8 ani. Acolo au venit niște provocări pentru voi, spuneai despre educație, pe lângă bisericile pe care le păstoriți. Mm-hmm. Au venit și provocările astea de o altă natură. Adică s-a format o școală, a cărui promotor ești tu, din câte știu? Suntem. Cred că el e
Eu sunt cu părul alb. Suntem așa, două creieri care se pun împreună. O altă chestiune. A venit, a fost un vis al, scuze, a fost un vis al vostru să fie școala asta? Nu a fost un vis. E o școală puțin diferită. Nu școala, a fost un vis. Vorbim despre un sistem educațional. Ne-am dat seama de puterea educației. Frământarea asta avea și când aveam și eu. De exemplu, eu și licența mi-am făcut-o în direcția respectivă. Nevoia și posibilitatea implementării principiilor fundamentale educaționale adventiste în sistemul legislativ românesc. Român. Bun. Am avut preocupări și am studiat cel puțin vreo 15 ani înainte să începem școala aceasta. Ne-am întâlnit, am avut frământări comune și n-a dat provocările peste noi, ci noi le-am creat. Împreună am zis, hai să facem o școală. Am studiat în homeschooling câțiva ani cu copiii, dar ne-am dat seama că suntem egoiști, acum ne-am dat seama că sacrificăm poate prea mult, dar apoi am luat niște copii pe care se ține la noi acasă să stea lângă copiii noștri și să învețe împreună, după care am văzut că nevoia este mai mare și am zis, haide, este timpul să facem, să creăm un sistem educațional. N-am vrut să facem o școală de stat, adică o școală care să funcționeze după curicula românească, dar cu ajutorul Dumnezeu am găsit o ușiță care legislativă prin care să putem fi exact așa cum vrem. Pe baza tuturor studiilor făcute, pe baza spiritului profetic, e o carte educația. Spiritul profetic fiind cărțile scrise de Ellen White. De Ellen White. Ellen White din Biserica Adventistă este considerată profet și are o carte numită Educație fenomenal, pe care multe sisteme educaționale se bazează. Și am găsit libertatea de a aplica tot ceea ce credem că este mai bun. Și atunci am început să construim școala. Când ați început efectiv cu școala? Școala se află în al cincilea an de activitate, însă demersurile au fost cu câțiva ani înainte și chiar asociația ONG-ul a fost formată. Copiii voștri, să înțeleg că nu au fost niciodată într-o școală de stat. Noi am făcut homeschooling, iar când băiatul nostru a intrat în clasa a întâi, atunci practic am debutat proiectul. Poate vreodată facem ceva, dezbatere concretă pe ce înseamnă homeschooling, mm-hmm. pentru că sunt din ce în ce mai mulți părinți care sunt interesați ca alternativă a educației de stat prin varianta asta de homeschooling. Asta ca paranteză, noi suntem implicați și într-un proiect de învățământ la distanță pe lângă școala fizică de la Brașov. A rămas microbul acesta. Homeschooling-ul reprezintă, mai degrabă trebuie înțeles ca unschooling. Adică nu există școli de homeschooling. Unde există o școală, se referă de fapt la un sistem de distance learning, învățare la distanță. Da? Și Crina conduce o astfel de școală în Statele Unite, de distance learning, în care satisfacțiile sunt enorme, dar e o altă poveste. Foarte fain. Și când școala este la stupini? Școala bisericii, școala aceasta pe care am făcut-o împreună, este la stupini. TIS, Transylvania International School. Câți elevi are în momentul ăsta? În momentul de față sunt 98 de elevi și suntem la capacitate maximă raportat la spațiul pe care l-avem. În fiecare an, la anul vom fi 115 aproximativ, pentru că în fiecare an mai avem câte o sală. Și asta e bine? Da. Da, vă o să construiți ceva al vostru? Da, așteptăm autorizația de construcție acum și sperăm să o primim într-o lună, două și ne apucăm de construit. Să vă dea Dumnezeu toate resursele și putere să se întâmple asta cât mai curând, pentru că împliniți o nevoie. Este o nevoie și este mare. Este cu taxă? Care este procedura sau cum se întâmplă? Este școală privată. Privat. Și bani de la stat nu există, nici măcar ca acele școli private care merg după curicula românească, fiind acreditate, primesc o anumită sumă de câteva sute de lei pe fiecare copil. Școala aceasta fiind acreditată în Statele Unite, are un alt regim, iar bani de la stat nu vin, bani doar din taxe și sponsorizări. Totul se face în limba engleză? Aproape. Preponderent, materiile de bază se fac în limba engleză, dar pentru că majoritatea elevilor sunt români, se adaptează cultural la anumite discipline, așa încât să asigurăm o trecere frumoasă, dacă ar fi cazul ca unii dintre ei se transfere la o altă școală, și nu doar atât. E vorba de, dacă trăiești în România, aici, trebuie să fii acurat cultural. Istoria României o înveți în română. Sigur. Și limba română trebuie să vorbești la nivel academic, nu doar colocvial. Da. E important să cunoaștem totuși trecutul nostru. Istoria românilor este esențială pentru noi, doar aici, în spațiul ăsta, locuim. Spune-mi, dacă vrea cineva să viziteze site-ul vostru, cum îl găsim? Sau pagina de Facebook www.tiscul.ro TIS de la Transylvania International și school.ro TISCUL.
E un proiect foarte frumos și dinspre București, privind spre voi, îl invidiem cumva. Să știi că sunt bucureșteni care s-au mutat la Brașov special pentru școală. Astăzi, da, da. Maranata a crescut în ultimii 7 ani cu peste 200 de persoane. Vorbim despre Biserica Adventistă Maranata Biserica din Brașov. Biserica Adventistă Maranata din Brașov. Botezuri în jur de vreo 100 și ceva, dar foarte multe familii tinere s-au mutat în Brașov datorită activităților cu copii și unii special pentru școală. Felicitări, Dumnezeu să binecuvânteze. De fapt, da. Pe el vrem să-l... A fost un context, a fost pandemie, a fost probabil așa un influx de înțelepciune. Este nevoie de altceva, o alternativă educațională. E o mare nevoie. Pentru examenele de final există, nu știu cum se numește, acreditare din partea statului? Adică dacă cineva vrea să meargă în liceu de stat la finalul clasei 8-a, se pot echivala toate astea, nu? La finalul clasei 8-a, tu nu poți, dacă nu dai capacitatea, nu închin la un liceu în clasa 9-a. Te transferi la una 9-a sau una 10-a, una 11-a, te poți transfera. Școala aceasta pregătește copiii pentru un bacalaureat internațional, ales cel american, SAT-ul. Înțeleg. Prin care se va echivala ulterior în România, dacă... Sigur, prin care te duci la orice universitate din lume. Deci voi le oferiți posibilitatea de a veni de la grădiniță și să termine liceul. Da, da. Dar avem și copii care au fost la noi și s-au transferat până la stat. Dar voi le... Dar le oferim varianta până la capăt. Mm-hmm. Interesant. Foarte frumos. Adică pot să vin acolo să se dezvolte tot. Deci aveți și există acolo materii și spirituale. Cu siguranță. Cu siguranță. Dezvoltare. Programa e diferită. Curriculumul are la bază filozofia creștină a educației. Practic, de aici pornesc toate lucrurile. Nu sunt doar ore izolate în care discutăm despre Biblie. Cu toate că pot fi discipline la care nu este neapărat nevoie să insistăm, să vorbim despre Dumnezeu sau, mai aveam noi o vorbă, să numărăm oile lui David la matematică. Asta în sensul că uneori pot să fie și excese, da? Cumva valorile pe care le promovăm lunar, activitățile pe care le avem cu copiii, la diverse discipline, da, istoria. Este un lucru să prezinți istoria din punct de vedere, da, his story, să pornești cu aproximativ 7000 de ani, să prezinți și celelalte perspective, dar copilul să știe, uite, în școala aceasta există și perspectiva creaționismului științific, să zicem, da? Sau și așa mai departe. Deci, cumva, e tot ceea ce facem noi. Pe lângă acele materii sau acele momente din fiecare zi de educarea caracterului sau... Da. Avem o materie. Mulțumesc. Gândire critică și creativă în care aveți gândire critică? Mm-hmm. Sigur că o să-i spun domnului profesor Borțun că există o școală în care se predă gândirea critică. Dumnealui tot ne spune despre asta în conferințele pe care le avem. Noi avem de mult timp, chiar și predau disciplina și e ceva excepțional. Acum cei mai mari câți ani au? Pe clasa 7. Clasa 7. De la gimnaziu începe gândirea critică. În 2024 septembrie vom deschide și liceul. Foarte bine. Să vă ajute Dumnezeu în privința asta. Știu că tu te mai ocupi și de partea, sau de fapt tot împreună, cred, de ceea ce înseamnă media în Brașov. Ai o emisiune la Speranța sau la Radio Vocea Speranței? Și video și audio, întrevederi. Și la Speranța și... Da. Ai preluată și pe radio, din radio vine și pe TV. Da, și întrevederi se difuzează și la Speranța TV, iar idei, istorii și idei este doar la radio și mici istorii, mari idei la fel la radio și avem și educația 360 de grade împreună. Și cum e partea asta? Cum vi se pare? E provocatoare? Vă place? Eu să lucrăm nouă, împreună sau să lucrăm la centrul media? Să lucrați media? La centrul media și implicit împreună. Împreună, de fapt, din ce spuneți voi, tot lucrați. Tot timpul suntem împreună. Deci noi am acceptat provocarea de la început. Să. Deci dacă n-am fi împreună, am păcătuit în ceea ce facem, pentru că ne-am neglijat familia. Adică nu recomandăm nimănui să facă ceea ce facem noi. Avantajul care ne salvează este că suntem tot timpul împreună. Școală împreună, media împreună, biserică împreună, peste tot suntem împreună. Tu mai scrii și pentru revista Semnele Timpului? Tot împreună, că mai scrie și câteodată Crina, dar e rar, da. Suntem împreună, suntem împreună peste tot, lucrul ăsta ne ajută. Foarte fain. Pentru mine e o relaxare. De exemplu, sunt co-realizator la o emisiune cu Osvald Prisecaru. Unul dintre presbiterii bisericii. A fost acum, nu mai este.
contrapunctul ideilor. Pentru noi este o bucurie. Ne întâlnim să dialogăm doar că ne lăsăm filmați și suntem la radio. Dar este avem o satisfacție pe care o împărtășim fenomenală. Noi, fără stres, fără pregătiri, fără discutăm, natural. Ne întâlnim natural și începem autentic. Și autentic, frumos. Și cu Crina la fel, pentru că e un domeniu de interes. Educația ne interesează pe amândoi și... Cum e să fiți copii, părinți de copii care se... fetița cât are? 9 ani. 9 ani. Așa, preadolescență. Care sunt provocările la care trebuie să faceți față? Sau care sunt, hai să mă întreb altfel. Care sunt temerile voastre cu privire la ei? E complicat să fii copil de pastor. Enorm de complicat. Și cred că știi sau... În funcție și de pentru prima dată în viață, cred că a fi copil de pastor e mai mare presiune decât a fi familie, că noi suntem adulți. Da, dar poate că uneori de la copii noi le spunem și eu le spun, aveți voie să greșiți. Da. În contextul, înțelegeți contextul, în sensul că... Da. Ceilalți au așteptarea de la ei să fie asta e imaculați. Una, asta e una și nu e cel mai grav lucru. Nu e cel mai grav lucru. Dar care e în perspectiva ta? Sunt două motive pentru care copiii de pastori își pierd credința în Dumnezeu. Sunt mulți. Copii care își pierd credința în Dumnezeu. Un motiv ar fi lipsa de autenticitate a părintelui, pentru că el ocupându-se de ideal, tu ești la învon, ce să predici? Ideal, dar tu ești cum ești. Iar copilul tău văzându-te pe tine, vorbind atât de frumos, coerent, cu patos despre ceva la care poate nu ești corigent, dar nu ești nici de 10, sau poate ești corigent, nu-i mai trebuie să audă de Dumnezeu. De aceea, eu mereu vorbesc cu copiii și le spun, tati, singura diferență între noi doi este că pe mine n-are cine să mai mă bată, n-are cine să mai mă certe, n-are cine să mă mai mustre, bucură-te că mai pe mine. Dar exact în aceeași luptă sunt și eu, uite-te, trebuie să crezi în asta, în asta, uite, am promis că nu și suntem într-o luptă, trebuie să creștem. Asta salvează copiii de pastor autenticitate. Dar a doua miză este cea a pretențiilor celorlalți, adică copiii împrumută de la părinți. Și tu, Iacob? Păi tu ești copil de pastor. Și copilul mergea și la biserică și la școală și spunea celorlalți, dar nu sunt zeu, dar nu sunt zeu. Păi și eu sunt copil ca voi. Asta e una. Dar cel mai dificil este că pastorul nu prea poate fi lovit. Depinde de și depinde cât de puternic este pastor. Dar oricine se supără pe pastor, dă în zona sau în veriga mai sensibilă, acolo lovește. În soție, cât, dar depinde că dacă e puternică, și atunci rămâne zona copiilor. Și este crunt, și nu-s puțin. Este crunt să vezi părinți care îți lovesc copiii, nu fizic. Deși și asta se poate întâmpla, cred că atrage, ci un abuz continuu, emoțional. Și e o durere, dar niciodată nu vei putea băga vina pe alții, ci dacă ești într-o relație cu Dumnezeu, cred că Dumnezeu ne va da înțelepciune fiecăruia dintre noi, cei care suntem pastori, să îi putem lipi de Dumnezeu să iubească. Încă copilul nostru, Iacob, vrea să devină pastor. Deci e un lucru bun. Frumos. Și pe fetiță, cum o cheamă? Ștefania. Ștefania. Pe băiețelul nostru îl cheamă Ștefan. Ce frumos. De ce ne leagă? Super. Iar pe fetiță o cheamă Maira, încântat de cunoștință, așa, prin contextul ăsta, dar poate într-o zi o să ne cunoaștem și personal cu ei și copiii frumos. Noștri, inevitabil, deși sunt mai micuți, dar nu se știe niciodată. Am pentru voi următorul pas, așa, de vulnerabilitate. Să știți că apreciez foarte mult felul vostru de a vă deschide. Am să vă dau fiecăruia câte o foaie și am să vă rog, fără să trageți cu ochii unul la celălalt, și am să vă dau și câte un pic cu autentic, așa e marca prin care o să spuneți că ați fost aici la autentic. Nu pot să vă dau o diplomă, dar vă dau un pic. E mai bună, mai bun cadou acesta. Adevărat, mai practic. Mai bună. Să desenați, fără să trageți cu ochii unul la celălalt, familia voastră. În câte secunde? Cât vreți voi, avem destul de mult timp aici. Și cred că Iulian, colegul nostru, să ne ajute cu camera să și vadă cum aici eu sunt antitalent, dacă există cuvântul acesta. Să desenăm familia. Familia voastră. Da. Nu pune presiune pe Crina. Nu trage cu ochiul.
Nu pune presiune pe crina, te rog. Nu frumos. Trage nici dacă o rog. Nu, nu? Nu face asta niciodată. Nu e ispitită. Măi, sunteți rapizi, foarte rapizi. Ok, hai să ne și dezlușiți ce ați desemnat voi aici. Nu știu, Iulian, cum e mai bine? Să ridicăm puțin foaia? Da. Da? A, așa, perfect. Hai să vedem ce ai desemnat uniți aici. O variantă e de 1 plus 1 egal cu 1. Așa. Pentru că așa zice Păi voi sunteți 4, nu 3. Păi dar de unde? Păi unul ăsta are multe roade. Are multe roade, da. Okay. Dar adică, explică-ne puțin. Scuze că eu am intervenit acolo. Când dumnezeirea s-a gândit să creeze cea mai frumoasă operă, știu eu, de artă a Universului, a zis hai să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și spune, parte bărbătească i-a făcut și parte femeiască. Adică fără această unitate, că suntem una e mult mai mult decât că suntem la oaltă sau că ne-am promis anumite lucruri sau trăim. Este o taină a căsătoriei despre care vorbește Apostolul Pavel. Și cred că această unitate dintre cei doi este una de o profunzime inimaginabilă. Doar în Dumnezeire se mai întâmplă. Și așa este și în familie, spui. Așa este și în familie. Deci nevoia noastră nu este doar de comunitate. Că Adam zice, măi, animale, vreau pe unii ca mine, să avem oameni, adică să am oameni, să am cu cine socializa. Pentru că vedem că spune, de aceea bărbatul va lăsa pe tatăl și pe mamă și se va uni cu nevastă și vor deveni comunitate. Adică nu intră copiii sau părinții, ci spune, se va rupe dintr-o comunitate și vor deveni una. Adică este altceva decât nevoia de oameni, de unii ca noi. Căsătoria este dumnezească, de aceea și Dumnezeu se comunică apoi prin relația intimă, eu în tine, tu în mine. Și implică aici relația intimă dintre soți, din care se naște de aici tot, de aici se naște infinitul de dincolo, știi? Okay. În care intră copii și familie și tot ceea ce urmează și moștenirea pe care o lași și tot ceea ce poate, adică de aici pornește viața din momentul în care cei doi devin una și copii și continuă spre veșnicie, spre planeta despre care vorbeam la început. Da, interesant. Vezi, filozoful din... Exact aveam în minte acum, în timp ce descriați, spuneam la început că e un gânditor. E foarte profund. În ceea ce mă privește, la poți mine e puțin mai pragmatic. Eu nu sunt deloc în zestratele, spun unor elevilor mei, voi să trageți o linie mai dreaptă, da? Când scriu ceva pe tablă. Eu m-am gândit la strict la ideea de familie, soț-soție. În concepția mea, prima inimă ar fi cea a bărbatului în care se ascunde inima femeii. Cred că ultimele decenii au stricat foarte mult din imaginea aceasta, un dezechilibru care a făcut ca familia să nu mai aibă bucuria uniunii despre care vorbea Ștefăniță. Eu cred că inima femeii se ascunde în inima bărbatului și aici am pus pe cei doi copii care cumva se suprapun iubirii dintre cei doi. Băi, vedeți cum există completarea asta? Există. Foarte. Până la 7 ani, aproximativ, până de curând, Crin a fost preotul casei la noi, deși bărbatul ar trebui să fie și eu sunt pastor. Dar partea aceasta emoțională este o zonă de maximă necesitate pentru copii când sunt mici. Ea este cu emoția, cu sentimentul, cu pot. Bine, cu... și ca orice femeie, uneori poți să și exagerezi și acum... și vine echilibru, da. Știi? E mai apropiat băiețelul de tine? Și fetița de tine? Nu, e paradoxal, în sensul că pe parte de temperamente, ei seamănă, da, așa, opus, dar băiatul vrea mai mult, e firesc să fie... E la vârsta asta. Deși ca temperament este mai mult ca mine. Iar fata este puternică precum tata, dar e parcă mai mult așa după... În orice fel de joc și activitate copiii țin cu mama. Dar eu mereu le spun, măi copii, aveți dreptate că și eu tot cu ea țin. Ce să faci acum? Aia 7 ani, eu am avut așa un fel de familie axată pe ideea de mamă. Am avut mame excepționale. Și am dat cinste mamelor. Mama, când spune matriarhal, mame, știi, o familie da, matriarhal. Ai copilă și cu bunica în aceeași și cu bunica, curte? Și, nu în aceeași curte, dar o relație acolo profundă, apropiată. Și la fel și mama. Ambele bunici?
mai mult bunica din partea mamei. N-a fost cazul ca ele să conducă familia, să se impună, să știu eu, nici într-un chip. Cine îl cunoaște pe tatăl știe ca bărbat. Dar cu toate că tatăl meu este un bărbat foarte puternic, a admirat femeia, a admirat-o pe mama. Au avut femeia lângă el care se știe cum să umble la inima da, lui. Da, și noi am cinstit femeile în casa noastră. Cum zice Biblia, da, în fond, da, da. Nu? Un ajutor potrivit, pentru că ajutorul trebuie să fie mai bun decât cel pe care îl ajută. Adică nu vine să mă ajute Iacob la o chestiune pe care nu știu, ci când vine ajutorul, trebuie să aibă legătura dintre emisfere mai dezvoltată, mai densă, mai mare. Femeia. Crina, ce nu i-ai iertat niciodată lui Niță? Pot să știu. Orice. Hai să vedem. Dacă o fi același lucru. Nu știu. Nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta, dar cred că un lucru pe care cu care nu aș fi împăcată ar fi ca el să, nu știu, printr-o nebunie a vieții, să renunțe la chemarea pe care o are. Nu că nu i-aș ierta-o, dar nu l-aș înțelege, pentru că până în momentul de față, atât cât am reușit să cunosc în jumătate aproape din viața pe care am, din viața noastră, știi, pe care am petrecut-o împreună, este un om care e consecvent și coerent cu sine însuși, ceea ce este foarte important, în sensul că se poate întâmpla ca uneori oamenii să viseze una, să fie idealiști și sigur că tot zic eu de pământeni, avem și noi fiecare luptele, provocările noastre, avem aștia anotimpurile, cum se zice, anotimpurile vieții, dar în toate aceste anotimpuri, având valorile sănătoase pe care le are, cred că asta m-ar măcina, să nu fie coerent cu ceea ce știu că gândește și este. Niță, cine are ultimul cuvânt în casa voastră? Eu, cine? Ai dreptate, nevastă. Știi, da, era sigur. Cine să aibă? Da. Asta e realitatea, în sensul că bărbatul nu are nevoia să conducă. Nu are nevoia aceasta. Și bărbatul cu bucurie trăiește sau conduce spre binele femeii într-o familie echilibrată sau cu bucurie dă frâul familiei femeii în cele mai multe lucruri. Spui că există niște etape sau ține cumva și de context și de, nu știu, mă gândesc, mă dau un exemplu, dacă vine vorba de draperiile din casă, ar fi și păcat ca bărbatul să aibă ultimul cuvânt, nu? Sau, nu știu, de tacâmuri sau dar de... Dar nu există problema de ultim cuvânt. Mă rog, ideea în sine. Da. Adică... dacă te bagi acolo unde parcă nu e treaba ta... Da, așa e. Eu cam mă bag, bag peste tot în ideea de a spune. Și eu zic, de uite, eu așa cred, eu așa, dar în orice lucru, când este decizia ei, ea trebuie să decide. Oricând. Să-și asume. Îmi spun, eu cred, nu sunt de acord cu treaba asta, dar nu spun într-un mod în care nu sunt de acord dacă nu se întâmplă, apar ceva consecințe. Nu, la nivel de dialog și de... Nu sunt de acord cu treaba asta, dar dacă alege să facă altceva, n-am nicio... Da, cum văd eu în raport cu ceea ce a spus el... Cred că uneori poți să ai dreptate, știi, pe rând. În sensul că sunt situații în care eu poate am spus ceva și le-a zis, dar mă, uite, chiar așa e, sau chiar dacă n-a zis, poate a înțeles că e mai bine așa. Și cred că ce este important este să nu ai în minte mindset-ul acesta, că eu trebuie să am dreptate, sau perdelele. Păi dacă mă duc într-un magazin și el vede niște perdele mai... Da, sau eu știu, cumpăr niște perdele. În sfârșit, vine și le pune, dar eu n-am o problemă să le... Adică, nu cred că într-o familie sănătoasă trebuie contabilizat. Acum, eu am avut dreptate, acum tu ai dreptate, dar în ansamblu vorbim. Au fost și situații în care el a zis, mă, nu-s de acord. Și am făcut lucrul acela. Dar erau lucruri care nu era nici imoral, nici care punea sub nicio formă. Care nu aveau de-a face cu principiile. Exact, sau să atenteze la integritatea familiei, valorilor. Nu, chestiuni mărunte. Însă, când vine vorba despre decizii mari ale vieții, când poate... Pot să fii situații în care ți-e greu că unul vede într-un fel, unul în altul. Eu cred că este sănătos ca să aibă bărbatul ultimul cuvânt, deși poate suna ceea ce spun eu. De ce nu? A venit timpul. Poate nici nu vrea să zic, dar
Eu așa cred că așa este cel mai dar sănătos. Nu ești adepta egalității dintre bărbați și femei? Ce înțelegem prin egalitate? Așa, că mi-ar plăcea să clarificăm asta. Pentru că uite media ce. Nu, eu am fost, chiar am fost preocupată în ultimii ani, printre altele, să studiez mai multe și despre feminism. Și există aproape efectele produse de către feminism, hai să nu zic toate, dar cele mai multe sunt negative. Noi nu vorbim despre feminismul de la finalul secolului 19, începutul secolului 20, când vorbeam despre egalitate în drepturi, adică să poți să-ți cumperi, nu știu, o mașină, să ai, să poți să conduci, să poți să votezi. Nu despre asta vorbim, despre restabilirea unei demnități pe care și Hristos a făcut-o, de altfel când a fost pe pământ, ci vorbim despre ultimele curente care au scos așa inima femeii din inima bărbatului, așa, figurat vorbind, și au pus-o pe același taler. O femeie, dacă este sinceră, și lasă orgoliile la o parte, întotdeauna va vrea să fie protejată, ascuns așa, sub brațul bărbatului ei. Eu cred că femeile care sunt bărbate nu sunt pe deplin fericite, că își impun ele. Pot să fie și situații în care, de comun acord, poate bărbatul este mai introvertit sau și-o lasă pe femeie să fie, știți, portavocea familiei. Dar acolo, repet, ține de echilibru, de familie. Tragem elasticul atât cât trebuie ca să fim fericiți și să avem în vedere valorile mari. Dar ce spui tu e ca principiu, bărbatul este cel care e cumva capul familiei. Capul lui Hristos este Tatăl. Deci capul lui în dumnezeire, spune Scriptura, Dumnezeu Tatăl e mai mare decât Fiul. Mai mare. Deși ei sunt egali. Și spune, e mai mare și conducătorul, capul este... Facă-se voia ta, Doamne, Tată, zice Iisus. Da. Prin egalitate, noi, prin încercarea de a fi egali, care este necesară, și eu spun că femeia e un pic mai egală decât bărbatul, că e mai frumoasă, că e mai deșteaptă, că e mai... E în opinia mea. Noi dăm la o parte și rolurile. Și aici apare miza. Acolo. Iar când dăm la o parte rolurile, în primul rând este afectată familia. Pentru că dacă mama devine tată, femeia devine bărbat, întrebarea este cine mai este mamă? Nemai fiind cineva mamă, cu rol de mamă, de femeie, familia nu mai poate exista. Și este un atac până la urmă la familie și până la urmă la viață. Și de aici o întreagă înlănțuire, nu? Ajungem la infinitul ăla de care vorbeam, care e complet eronat. Crina, spune-mi, cine face de obicei primul pas spre împăcare în familia voastră? În puținele dăți când există. Să mă scuz. Eu am crescut singură și am crescut cu un handicap. Cred că așa, în balanță stă domnul deci. Cred că el este mai... Eu îmi iau un pic mai mult timp să procesez lucrurile. Sunt mai lentă. El e mai cu inițiativă. Cel puțin așa percep eu. N-am stat să ne gândim la lucrurile acestea, că viața o trăiești. Dar acum că mă întrebi, cred că este așa. Felicitări. Eu-s mămos. Nu ești orgolios. Eu-s păcătos. Și mă lupt. Nu poți fără femeia din viața ta. Nu pot. Nu se poate. Nu. Trebuie să comoară, existe momentul ăsta. Protejată, iubită. Și iertată. Of. Nu? Fără, când își ceri iertare odată, nu știu cum îți zic eu, cum îmi zici tu când îți ceri eu iertare. Eu zic, n-am pentru ce să iert, adică nici nu se pune în discuție. Ce mă ierți? Ce să iert? Deja ești iertat. Adică ești iertată, iertarea este o necesitate pentru cel care are nevoie de ea, să o rostească. Noi trebuie să fim mai buni decât Dumnezeu. La Dumnezeu, dacă nu-ți ceri iertare, ești păcătos și nu ești iertat. La om spune, cine-ți greșește, iartă-l. Condiția iertării să-ți greșească, nu să-ți ceară iertare. Corect. Și atunci, adică, noi trebuie să iertăm înainte să ni se greșească. Fac cu voi un test pe care nu l-am mai făcut niciodată. Am-nam se numește. Și am pregătit câteva întrebări. Dacă nu vrei să-l faci cu noi nu ne supărăm. O să vreau să-l fac cu voi, nu se poate. Am să vă dau fiecăruia paletele astea în mână. Sper să mă ajute Iulian ca să se și vadă. Sunt câteva întrebări pe care mi le-am notat eu aici.
Să vedem ce veți răspunde. Zice așa, n-am studiat pasaje din Biblie împreună. Nu vă uitați unul la altul. Nu ne uităm unul la altul, dar depinde ce înseamnă. Am spus la un moment dat, chiar la început relației, dar depinde ce înseamnă. Auzi, până și pe mașină studiem și aici. Eu iau în lumea mea, mai ales când e vorba de teologie, da, tot timpul. În sensul ăsta, nu neapărat să stai cu Biblia. Nu ceva ceremonial, hai să studiem pasaje diferite. Da. Am scris lucrări împreună. Am scris lucrări de... Da. Plecând de la versete biblice și așa mai departe. Bun. N-am spus copiilor noștri, iartă-mă. Vă este ușor să faceți lucrul ăsta și să mergeți în fața copiilor voștri și să le spuneți, măi, uite, aici chiar îmi pare rău, am greșit, că am avut o altă atitudine decât ar fi trebuit să o am față de voi. Acum că mă întreb, îmi dau seama că mi-este foarte ușor și sunt îngrijorat pentru asta. Trebuie să mă analizez, să văd de ce mi-e ușor. Să-și ceri iertare? Da. În față de ei? Da. Și nu vă neapărat ca un lucru bun. Să nu devină o banalitate. Da, să nu fie altceva. Noi ne-am propus să fim vulnerabili față de ei și, sigur, greșim, ne cerem iertare. Uite, chestiunea aceasta chiar nu e o atitudine potrivită sau n-am făcut ce trebuia, învață de aici, dar vedem, timpul ne va arăta. De curând am avut și o discuție, uite, spune ce-ți place la mami, la tati, da? Ce nu-ți place la mami și la tati. Ai avut curaj să faci testul acum ăsta? Și de o săptămână. Cu amândoi? Cu mașină. Amândoi și după aceea, ce-ți place la tine? Spune, și de fiecare e în felul lui și știu ce să-i întreb. Spune-mi, Ștefania, trei defecte de ale tale. Greu. Ne-e greu nouă. Întreabă o calități. Acolo ți șiruie, nu? N-am trimis un SMS sau WhatsApp cu mesaj de dragoste soțului sau soției mele. Păi, nu de ies, dar tot vreodată, adică vreo trei ori. Se vadă, da? Ia mi-o trimis, ia scrie. Da, ai obiceiul ăsta de a-i scrie? Nu este un obicei, nu pot să spun că a fost ceva regulat. Nu dar... romantic, nu ce, dar... Mesaje de apreciere. Da, de... da, în momente cheie, scrie, nu scrie în momente și cheie. Și faci și tu asta? Ai știu inițiativa asta? Eu mult mai puțin. Și crezi că ai putea mai mult? Cred că ar trebui mai mult. Cum a schimbat cuvântul? Da, eu cred că el ar simți nevoia dacă e cazul să facă ceva mai mult. Cred că și noi am trecut în alte etape ale vieții, când lucrurile poate se văd puțin diferit și ne simțim unul pe altul, ce l-ar face fericit pe celălalt. Eu sunt un alt soi de, un alt tip de preoție. Ea e mai emoțional, mai pe forme, nu că foarte, dar ține echilibru familiei într-o anumită zonă. Eu ofer stabilitate, eu ofer un stil de viețuire, un fel de a trăi în care există Hristos, care dă un echilibru copiilor și ne completăm și în relația așa personală noastră. Emoțională. N-am avut un vis special din partea lui Dumnezeu. Vis sau o încredințare că ceva e... Putem să intrăm și aici, da. Așa, o... ceva care să ai simțământul, nu știu, o voce care nu neapărat să aibă o, nu știu, o percepție concretă, dar să ai simțământul că vine de la Dumnezeu. Este clar de la Dumnezeu. Vis. Da, și poate nu odată, poate chiar de mai multe ori. Asta a ținut cumva de felul tău emoțional de a fi? E posibil ca poate în căutările importante ale vieții să ai așa o certină, eu n-aș spune că dar e un nu, vis. Să fie visat. Sau o revelație, sau un vis. Un vis prin care să fie Dumnezeu mi-a vorbit prin visul ăsta. Nu, aici atunci pot să spun că n-am. Eu am înțeles puțin. Dar știți că exista practica asta a deschiderii Bibliei. Ați văzut vreodată treaba asta? Nu. Să spunem, ok, am nevoie ca Dumnezeu să-mi confirme. Nu. Nu credeți în... Nu cred că Dumnezeu niciodată că v-ar putea vorbi așa vouă. Da, adică ne ia de acolo de unde suntem de fiecare. Dar înțelegând ce e Dumnezeu pe baza revelației, știu că nu face așa. Dar dacă eu atâta știi, eu cred că Dumnezeu coboară oriunde sau se ridică poate oriunde face și așa. Face. Da. Nu judec pe alții. N-am adormit supărat pe soțul sau soția mea. Să dorm supărat? Măi, e între, știi, că mâhnit am dormit. Cred că așa este și la mine, adică nu că... Dar eu nu pot... Ridică nu... mai sus crinarea. Așa. Așa, ok. Eu nu pot. Tu ți-asumi că n-am?
eu mi-asum, dacă ea la mijloc, eu mi-asum că n-am. Depinde ce răspunde ea. În sensul că nu e vorba de supărare, dar îți știi, spuneam de ideea că uneori trebuie să reflectezi mai mult asupra lui și dacă a avut loc la 22 seara vreo situație, poate că am nevoie de să dorm peste vreo situație și să o înțeleg mai bine. Dar supărare... Eu nu-i dau un minut. Deci dacă greșim ceva acum... și greșesc pentru că mă raportez la ea ca la mine. Pentru mine eu n-am nimic în următorul minut, adică e pocăință, e iubire, Dumnezeu, pe de l-a murit pe cruce și noi că eu acum rezolvăm. Uite acum. Acum ne cerem iertare, acum. Așa e. Da, și știi, e vorba despre viteza de reacții și de procesare a lucrurilor. Că, spre exemplu, eu înțeleg perioada asta ca de procesare, să înțeleg, am nevoie de un pic mai mult timp. Mama m-a învățat că nici vasele nespălate nu trebuie să apună peste tine când te culci. Adică când te-ai culcat, bucătăria curată. Păi dacă vasele m-a învățat mama că nu trebuie să le las nespălate noaptea, pe cum să las emoțiile negative? Păi eu mă duc pe cap, păi. Nu lași, nu? Cat, unde, ce, unde, hai! Pe parte de decizie, ca să fii supărat, nu există, nu există. Ci vorba doar de a procesa lucrurile. Da. N-am plâns niciodată în public. Bă, în ultimul timp nu știu ce mă apucă că mai plâng. Poți să-mi spui în ce context ai fost așa mai vulnerabil? Sau poate ai tu ultima dată. Unde am plâns? Eu te speria și tu, cred că. Hai, nu mi-aduc aminte. A fost la un concert. Așa, da. Să uitau ăștia la mine și alții au fost la mine. Dar ce s-a întâmplat? Am dat de muzica? Am dat de Dumnezeu. Muzica? Muzică, cântă bine, dar nu numai, a fost o scenă. Madrigalul a venit în Brașov cu doi actori și... muzică frumoasă, știu cum cântă Madrigalul. Da. Muzică solemnă, sacră, au recitat Evanghelie, dar trăirile pe care le-am avut raportate la Dumnezeul meu personal, omule, deci n-am mai avut șervețele hohote. Așa ceva n-am, de mult timp n-am mai. Da. Tu ești mai nu știu, te exteriorizezi mai ușor la capitolul ăsta când ai emoții? Da. Da. Plângi de bucurie și de... Suntem destul de și expansiv și cred că pe latura aceasta, chiar dacă în public poate că el e mai mai ușor mă exprimă? Da, emoțional. Mai ușor, da. Dar pe partea aceasta... Eu cred că sunt mai mândru decât ea, știi? Și n-am probleme cu imaginea de sine deloc și nu țin cont că-s acasă, că-s undeva, probabil. Și tu ești mai echilibrat. Eu l-am moștenit pe tata în privința aceasta. El, odată când a născut o predică la biserică sau de un copil cântând, șaicuri, lacrimile. Și pe mine de multe ori mă trezesc, uite, ăsta este un moment, așa când involuntar te trezești că ești emoționat până la lacrimi. Atunci când cânt în biserică, e câteodată vreo piesă muzicală în cor, când e, știi, ți se ridică așa... Se face pielea găină, nu? Părul pe tine. Au fost câteva momente în care așa cântam și încurceau lacrimile. Cred că astea sunt puținele momente care mă impresionează, când ceva natură sau ceva spectaculos care așa cumva dă a divin. Pe lângă Hristos, ceea ce mă face să lăcrimez este performanța și iubire. Deci la ce te referi? Când văd o performanță excepțională în orice domeniu, în artă mai ales, da? Ceva ieșit din comun și mai ales dacă vine de la unul cu o slăbiciune sau de la ce nu te aștepți, când performanța pe mine mă copleșește. Și pe lângă performanță, iubirea. Când vezi manifestată. Când vezi manifestată un gest al vreunuia de... Nu, stai și te vezi și plângi ca... Care a fost cel mai romantic gest pe care ți l-a făcut Niță? Nici eu nu știu. Sunt așa de multe, mi-e greu să aleg. Ce îmi place. Eu am rămas în minte cu lucrul acesta, care este și romantic și pragmatic în același timp. Eu cred că aceasta este combinația ideală și ține de vârstele pe care le ai. Cine rămâne cu dragostea din tâi și adolescent și la 50 de ani, cred că nu și-a trăit viața. Pentru mine, cel mai romantic gest a fost când mi-a spus, și chiar am spus mai devreme în emisiune, când mi-a spus că parcă mi s-au muiat picioarele. Pentru... mi-a rămas impregnat în minte și parcă tot ce a urmat nu a fost... adică nu putea să surclaseze momentul acela de
pură vulnerabilitate, dar și emoție. Și ultima întrebare de aici. N-am acces la telefonul soțului sau soției. Nu aș vedea. Deși fiecare avem cu treburile noastre, dar nu... Dar nu este o chestiune de intimitate, așa, știi că de regulă nu se umblă în geanta unei femei, fie ea și soția ta, nu poți să intre. Astea sunt, na, o extensie a noastră aici, avem noi gândurile noastre, mesajele noastre. Nu știu. Adică noi avem și conturile, toate conturile de e-mail, de exemplu, pe telefon și vreodată... Conturile bancare și da. Deci noi... Noi ne-am văzut și în costumul lui Adam unul pe altul, să știi. Adică, cum să nu ne vedem în poșetă? Adică noi... Nu avem obiceiul de a ne urmări, adică nu există așa ceva, dar ori de câte ori este cazul, nici nu ne gândim. Pune discuții, adică știu gândurile alea, eu știu mai bine decât ea. Uneori îmi zice, vezi că te știu mai bine decât te știi tu. Și, adică eu știu și temperatura corpului din interior, știu ce să telefon. E gelosniță? Nu. Gelozia, dacă e vorba de sensul acesta generic, în sensul că, nu știu, reproșează ceva sau... Nu. Nu există. Ai încredere totală în Crina? Cum să nu? Adică... Vezi că parcă trebuia să râd. Am uitat. N-a fost vreun moment de slăbiciune sau de a pune discuția în felul acesta, să zic, o pierd. Bine, din mai multe motive. Unu, pentru că avem prieteni în comun pe Dumnezeu. Doi, poate și datorită încrederii pe care am și în mine, fiind copil la început și când... Adică mă gândesc că și dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu, da? Nu m-aș fi temut de treaba asta vreodată. Adică un bărbat n-are cum să se teamă că își pierde femeia. Fără Dumnezeu. Păi dacă l-ai pe Dumnezeu... Cu atât mai mult. Ai siguranța, nu? Da. Ai rădăcinile de acolo. Da. Spuneți-mi, înainte de a vă da Biblia, noi am tot vorbit despre Dumnezeu, noi avem aici o Biblie la Autentic, este aici, păstrată cum trebuie, să vă pun în față la momentul potrivit. Cu ce puteți voi ca familie să fiți toleranți? Ce puteți tolera în jurul vostru, nu știu, la... oamenii cu care interacționați, cu cei cu care lucrați, e ceva ce peste care puteți trece cu ușurință? Neputință. Slăbiciune, neputință. Cel mai greu mi este, și poate că nu știu, ne este, nu știu, zi tu, să trec peste răutate. Deci unde văd răutate și... Asta nu vrea tolerezi. Nu, unde văd răutate și nedreptate, uneori devin prea dur. Nu suport, nu pot, orice preț. Și dacă mai dai de răutate cu prostie, crăpi. Acolo îți vezi de drumul tău, nu? Wow! Da, dar în rest, ca toleranță, nu cred că... Cam orice. Dar dacă ar fi să vorbesc de ce nu, aici când e vorba de răutate, nu... Tu poți pune acolo punctul pe ceva sau nu există? Cel puțin de când ne-am căsătorit, experiențele noastre, să zic, limită vis-a-vis de exteriorul familiei, cele mai multe dintre ele au fost comune, pentru că am avut și, din prisma activităților, multele activități au fost comune. Eu am învățat în timp, în momentul în care ne-am căsătorit, Niț era mai matur, avea o perspectivă mai complexă asupra vieții. Eram, să zic așa, poate puțin mai naivă. Oamenii sunt mai buni decât poate sunt uneori. Cu timpul, cred că am învățat să mă obișnuiesc cu ideea că oamenii au și momente în care nu sunt buni, dar trebuie să acceptăm, pentru că poate și la rândul nostru... Am trecut și noi pe acolo. Și poate a fost cineva care ne-a înțeles și a trecut cu vederea și a avut în vedere valorile de ansamblu și ceea ce suntem noi în relația pe care o avem cu respectivii. Voi aveți un cuplu prieten? Ați reușit să aveți așa pe cineva la sufletul vostru foarte apropiat sau destul de apropiați? Depinde cum definim ideea de prietenie. Am plătit așa un principiu de la tata când
cineva s-a apropiat mult de el cu anumite intenții, un pastor, el era presbiter, și tatăl i-a zis, frate, nu la pertu, frate pastor, și până aici. Eu pus așa mâna în piept, până aici. De aici, familie. Adică avem și noi zona asta de intimitate pronunțată, noi, familie. Ținând cont de contextul pe care l-am creat, avem familii, prieteni, avem. Și sunt oameni frumoși, avem și în România, și în mediul de la școală, avem și în America, avem. Acum, cred că orice familie are nevoie de un context apropiat. Eu mă consider binecuvântată în sensul acesta pentru că sunt câteva familii care au copii apropiați de vârstele copilor noștri și nu foarte mulți, pentru că timpul trebuie împărțit calitativ, însă cei pe care îi consider oameni care, da, sunt prietenii noștri, sunt oamenii care nu au așteptarea să fim tot timpul, să ne sunăm, să ne facem cadouri, ci de fiecare dată când ne vedem, luăm de la capăt lucrurile și e o doză de maturitate. Dar sunt multe familii, adică multe, ce înseamnă? Da. Nu două, trei, sunt mai multe. Și oameni care au principii sănătoase, oameni, și fain. Ne simțim, chiar creșteți. Pot să spun, creșteți împreună în compania lor. Da, da. Și ăsta da. Cred că este elementul care aduce plusul. Biblia, eu vi-o pun în față, voi dacă vreți o deschideți, o deschideți, dacă nu, rostiți pe de rost. Care sunt, nu știu, versetele, pericopele care sunt așa aproape de inima voastră? Cine sparge gheața? Ioan. Oferă un text de aur, spunem noi, în 3 cu 16, fiindcă atât de multe vede Dumnezeu lumea. Dar în 1 Ioan 3, tot cu 16, începe un alt verset care e foarte frumos, mă aș dacă aștept tot pe de rost. Zice, noi am cunoscut dragostea Lui, fiindcă El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Este punerea în practică a iubirii dumnezeiești, descrisă în Ioan 3 cu 16, în 1 Ioan 3 cu 16, spunând exact ce a făcut Dumnezeu, trebuie să faceți și voi. Copilașul vă spun, nu iubiți cu limba, cu vorba, ci cu fapta și adevărul. Din aceasta vom cunoaște că dacă facem și noi ce a făcut Hristos. E un pasaj care cere mult de la noi, sau nu cere mult, investește multă încredere în noi, să ne putem iubi și noi până într-acolo încât să ne dăm viața pentru frații. Ne ridică și pe noi. Wow! Crina? Unul dintre primele versete biblice pe care le-am învățat este acesta: poți să se mute munții, poți să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va depărta de tine, nici legământul meu de pace, zice Domnul care are milă de tine. De-a lungul anilor mi-a venit de multe ori în minte acest verset. Îți amintești unde este scris? Isaia, sper să nu greșesc. Da? Isaia 30 ceva, nu, noi nu suntem foarte buni la capitolul la numere. Memorie și numere, da. Da, dar ce esențial am reținut și este un verset care mereu l-am avut așa, că Dumnezeu este acolo neschimbabil și mereu gata să, atunci când noi avem perioade, diverse perioade ale vieții, El este stânca. Am un test de autenticitate pentru voi. Nu l-am trecut? Prima întrebare. Fără să vi-l dau, nu am cum. Da, avem aici pe doamna profesor. Am. Care este locul în care îl găsiți voi ca familie în mod autentic pe Dumnezeu? Pana mărului. Nu? E unul dintre. Ne-am luat un teren undeva în munte, am și o căbănuță, ajungi cu 4x4 în foarte multe perioade din an. Este, imaginează-ți așa, ești pe Transfăgărășan sus, la bâle, la cascadă, la lac, și doar că nu este zona dezvoltată. Doar doi vecini departe la un kilometru, rai, toți munții, 360 de grade priveliște, mai în dreapta Piatra Craiului, Bucegii, Postăvaru, Codlea, Făgăraș în spate, rai. Raiul, colțul vostru de rai. Da, merge mereu în munte, în munții. Care este cartea din care ați învățat împreună să fiți autentici? Cartea cărților. Numiți un defect care vă stă în calea autenticității familiei voastre. Defectul familiei. Al familiei. E greu al familiei, autenticității.
foarte dificil de răspuns al autenticității. Pentru că noi chiar sunt... Bine, există poate că fiind familie pastorală este presiunea aceasta de a fi model. Și uneori prin vulnerabilitate poți și greși. Pentru că spargi niște idealuri pe care alții și le-au pus în tine. Spune, păi dacă și el. Și uneori nu este bine să fii total vulnerabil. Unele lucruri se țin pentru tine. Eu las pe om să înțeleagă, sunt și eu în carne, oase, lupt împreună cu tine. Și poate că tensiunea asta în a fi model, călcați pe urmele mele, poate fi o piedică și poți să cazi ușor în prefăcut, nu? Să nu fie autentic, probabil. Da, eu aș mai adăuga faptul că niște observații pe care le-am făcut așa de-a lungul anilor, uneori am avut senzația că au fost oameni, au fost familii care ar fi vrut să se apropie mai mult de noi decât ne-am apropiat noi de ei. Nu că am fi avut vreun motiv anume, ci pur și simplu nu ne-am mai permis timpul, energia și am în minte oameni care ar fi vrut să fie mai aproape de noi mulți. Și probabil că ne-au considerat, nu știu, în mintea lor, dar am simțit că după aceea au fost așa, s-au dezumflat că ar fi vrut mai mult. Dar noi n-am realizat atunci conștient, ci după, cumva, cel puțin eu. Da, nu asta. Este corect. Și eu știu multe cazuri și probabil că suntem împărțiți în prea multe. Știi, pe bicea la întrebarea ce faci, eu răspund multe. Dar nu ca să mă laud. Și zic multe și prost. Adică sunt mil că multe și prost. Și mă întreabă, dar de ce? De frica să nu fac puține și prost, știi? Că vine multe. Riscul să faci și puține și prost. Doar că trebuie un echilibru și cred că ar trebui să ne așezăm puțin, să avem timp de viață mai mult. Sperăm să reușim. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorează familia voastră pe Dumnezeu? Autentic? Onorează. Autentic. Să fie... Poate sacrificiul pe care îl facem, că n-avem 8 ore, o zi liberă n-am avut de 15 ani, că suntem de multe ori cu vitamine și cu, cum se numesc ele, că se bagi în venă și perfuzii ca să beuri și deuri și calciu ca să ne leștăm din cădeți de calciu și din mână socoteli. Și deși nu vrea Dumnezeu asta, dar mă gândesc că într-un context în care atât de puțini oameni sunt dedicați lui Dumnezeu și altora, cred că deși nu e de acord Dumnezeu cu tot ceea ce facem, în sensul că putem să cădem noi sau putem să greșim în alte feluri, probabil zice, mă, nu-i bine ce fac, nu normal ce fac, dar au intenții bune. Nu știu. Și ultima întrebare, una grea de aici de la testul ăsta, poate pentru unii cea mai grea din tot podcastul este așa. Care este cea mai autentică familie pe care ați întâlnit-o voi vreodată? În afară de familia părinților noștri. Adică în dreptul familiei pot să zic că n-am cunoscut o familie mai și autentică. Nu știu. Autentică. Uite, mai îmi place un om mult. Îmi place mult de fratele Adalbert Orban. E în Brașov. Pastorul Adalbert Orban. Pastor. Măi, o capacitate excepțională, dar o umilință și o smerenie. Și o disponibilitate și o de slujire extraordinară. Un bun simț. Pentru mine e un om... Și sunt mulți, dacă mă gândesc acum. Uite, deja mi-a venit vreo 4.000. Dar nu pot să pun... La familie pot să mă... cu convingere, pentru că știu bine, pe ei știu din interior, pe ceilalți știu ca modele în anumite zone, nu în toate, în anumite zone și știindu-i de la depărtare, dar pe mei știu dinăuntru. Au și ei defecte. Nu cât mine, dar au și ei. Da. Rămâne și pentru tine crina familia părinților? Da, eu aș adăuga mai mult, eu am fost mai atașată, poate părea așa ciudat, nu mai atașată, foarte atașată de bunica mea, din partea mamei. Nu l-am cunoscut prea bine pe bunicul, dar așa că cumva ar completa prelungirea familiei, modul în care ea mi-a transmis anumite valori, modul în care s-a apropiat de mine și cumva aș merge un pic mai în spate, da, și la bunic. Vă rog să completați fraza
Cea mai mare calitate a soției mele este? Cea mai mare? Păi sunt multe la fel. Cea mai mare calitate a soției mele este... Hai să... Că nu-mi face masaj. Faci... Nu, nu prea, că e vreodată. De... Hai mai, pe lângă hărnicie, pe lângă credincioșie, misionarism, pe lângă frumusețe, cea mai mare calitate ei este... Păi nu știu care e cea mai mare. Toate astea la un loc. Mai bine în cap să zic mai multe, dar cea mai mare... Are un drag de Dumnezeu. Preoteasă înainte să o întâlnesc eu. E foarte harnică, foarte iută. O capacitate de efort inimaginabilă. Inimaginabilă. Dar nu știu, sunt mai multe care cea mai... Nu știu. În relația cu oamenii... Uite, plecând de aici, temă pentru acasă. Da. Vezi cum le așezi în ordine. Cel mai des soțul meu îmi spune... Cred că în ultima vreme să te mai liniștești, că eu tot îi zic că, uite, sunt și una și alta. Și zice, liniștește-te, fă-ți ce vrei. În sensul că sunt momente în care... Să așeze, să mai respire. Da, să avem... Mai găsește timp și pentru tine. Da, cumva. Și liniștește, dar liniștește-te. Fii un pic egoistă, știi? Da, liniștește-te, cred că în ultima vreme. Pentru tine. Da. Soția mea detestă? Zici una. Ce detestă? Soția mea detestă ca atunci când vorbește la telefon să intervin, să zic ceva. Și pe drum acum. Dar eu vreau bine, eu vreau să ajut, eu vreau să fac... Nu când vorbesc la telefon, după. Poți să spui. În timpul liber soțul meu... În timpul liber avem și noi o grădină, un pic de spațiu verde, avem pomi, grădinuță, deci îl văd, cel puțin ultima vreme, îl văd mai tot timpul acolo, e modul în care se relaxează foarte bine. Și fug de altele. Păi ai timp liber, nu? Primul gest pe care soția mea îl face dimineața este? În ultimii ani, responsabilități, telefoane, mesaje, de la le pregătește că atunci se trezesc oamenii să trimită la vreo 10-20 sarcini, responsabilități, pe lângă rugăciune, bineînțeles. Dar așa, un numai formal, ăsta e. Înainte de culcare, soțul meu? Nu pot să zic că am observat vreo rutină anume la el. Nu, cum mai cred târziu că depinde decât de el. Se întâmplă să se culce mai târziu decât noi. Cred că o chestiune care nu poate fi neapărat contabilizată, dar reușește să, că tot aminteam în discuția noastră, să aibă așa o tihnă, să se culce tihnit. Este un lucru pe care îl apreciez la el. Își găsește un timp pentru el. Da. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Și încep cu Crina. Media sau învățământ? Poate unor se pot combina. Te referi ca slujbă? Da, între cele două, ce ai alege? Dacă ar fi să aleg unde învățământ. Te regăsești mai bine în învățământ? Niță, spune-mi, te rog, îi spui Crinei mai des te iubesc sau iartă-mă? Nu știu. Măi, foarte des nu zic te iubesc. Aș putea mai... ar trebui... Eu îi arăt. Iartă-mă, mai zic. Poate cu un pic mai des, iartă-mă. Deci știi că noi am avut discuția asta, deschid o paranteză, el mi-a zis la început, a zis să știi că eu te iubesc, eu nu o să-ți spun așa des că nu e felul meu, dar să știi că dacă nu-ți spun altceva, eu te iubesc, deci să știi că te iubesc. Da, nu, și... La început ți-am spus că te iubesc, dacă se schimbă ceva... Da, exact, mă anunță el. Da, nu, dar i-am spus și prin ce și... Da. Crina insistentă sau discretă? Crina? Iartă. Da, Crina. Să aleg dintre cele două cuvinte. Insistentă sau discretă? Discretă. Niță, în raport cu copiii, har sau lege? În teorie, lege, în practică, har. Crina, spune-mi, când greșești, îți cere iertare imediat sau după o vreme? Eu? Tu. Nu
chiar imediat. Eu sunt mai lentă. O jumătate de vreme. O jumătate de vreme. Niță, spunem Ardeal sau Ardeal. Nici nu mai lăsa să mai continui, nu? Credeam că te gândești să te duci. Nu? Nu vrei? Nu. Am înțeles. Spune-mi, te rog, Crina, familia voastră se aseamănă mai mult cu o portocală sau cu o lămâie? Cu o lămâie, și să mă explic, pentru că în anii care au trecut, cred că am avut și multe situații în care din orice a fost, am reușit să facem vorba aceea, știi? Limonada. Make yourself a lemonade. Mm-hmm. Și am reușit să vedem tot timpul partea frumoasă și am ieșit tot timpul mai puternici. Mai puternici. Frumos. Niță, preferi vizita soacrei sau mersul la cumpărături cu soția ta? Măi, cred că vizita soacrei, că ne-ar mai ajută, ne mai ajută noi. Ești pragmatic, nu? Crina, munte sau mare? Munte. Și Niță, cine romantică, acasă sau la restaurant? Pentru Crina la restaurant să nu muncească. Dar în practică ne simțim mai bine acasă. Da, mai bine acasă. Mai bine acasă, în intimitatea voastră. Dragilor, eu am terminat întrebările, dar nu podcastul, pentru că am aici câte o întrebare pentru fiecare întrebare. Surpriză, așa că am să vă rog să vă aduceți aminte de examene, nu știu dacă ați participat la un examen de genul ăsta. Oral, bacalaureat. Da, la bacalaureat, da? Așa era pe vremea noastră. Te rog să... Așa. Una? Una de fiecare, bineînțeles. Fiecare cu întrebarea lui. Să nu fie discriminatorie rubrica asta. Te rog, dacă ai descifrat-o. Ce înseamnă mântuirea pentru tine? Este cumva semnată întrebarea? Nu. E o semnătură pe acolo? Nu. Te rog. Nu. Mântuirea pentru mine înseamnă un dar pe care l-am primit sau pe care pot să-l primesc fără merit. E ceva ce nu pot să înțeleg, cel puțin cu mintea limitată de acum, cum poți să ajungi la sânul lui Dumnezeu fiind creatură. E un dar. Pe cine ai vrea să ai ca vecin pe noul pământ? E semnată? E semnată, dar nu așa. O recunoști? Nu. Nu o recunoști, ok. Pe cine ai vrea? Păi, eu vrea, de egoist ce sunt ca fiii tunetului, am vrea pe Domnul Iisus vecin. Ai vrea să stai chiar lângă El, nu? Să-L ai tot timpul acolo. Eu așa aș vrea, dar dacă nu... Dar dacă n-ar fi El? Măi, familia lărgită, să am părinții... Bunicii. Așa o moșie a voastră. O moșie, da. Care se semene mai mult cu casa de la... De la... Din Panama, de vechi. Ok. Am pentru voi aici câte un bilețel. Vă rog să scrieți și voi câte o întrebare. Apoi să o împăturiți și să vă semnați. Întâi vă o semnați, apoi împăturiți și apoi o puneți în bol. Ok, să punem o întrebare. Fără să o răstiți, va fi o surpriză. Despre orice. Despre orice. Simțiți-vă liberi, ca și cum ar sta un invitat în fața voastră și ați vrea neapărat să știți de la el. Uite, Crina a fost concretă. Te-ai și semnat? Nu. Semnează-te, te rog. Că... Mm-hmm. Lizibil? Nu cu numele tău, semnătura pe care o folosești. Ok. Bine. A trecut timpul repede? A trecut. Ești curioasă cât? Nu. Să văd dacă s-a plinit profeția ta. S-a plinit profeția categoric. Vreau să vă spun că înainte să dăm drumul la filmare, Crina mi-a zis, m-a întrebat cât durează, cât o să dureze filmarea noastră și am liniștit-o spunându-i că știm când începe, dar nu știu cum termină. Ai terminat, Niță? Te rog să te semnezi. Mulțumesc mult de tot. Împăturești, o pun în bol. Așa, nu plecați de aici fără cadouri. Noi avem niște buni, buni prieteni. Dincolo de diplomele autentic, prietenii noștri de la Viață și Sănătate ne dau cărți în fiecare ocazie. Nu știu dacă le aveți,
Dar m-am gândit așa să vă ofer fiecăruia dintre voi câte una. Adevărul, autentic. Astea, spuneți întotdeauna adevărul și inteligența relațională, pentru că tot am vorbit despre familie și despre importanța autenticității prin a spune adevărul și inevitabil într-o inteligență din asta. Mulțumim. Să ne ținem mulțumim frumos. Familiile proaspete. Mulțumesc mult că ați fost cu mine în ocazia asta. O onoare să vă și cunosc. Noi, și noi îți mulțumim pentru invitație. Mult mai bine decât vă cunoșteam. Mulțumim. Pe Crina prima dată am cunoscut-o în ocazia asta. Bine, știam așa, dar n-am cunoscut-o mai mult, așa că în ocazia asta, dincolo de a o cunoaște, eu au cunoscut-o și prietenii de aici de la Authentic. Sper să vă simți bine. Și cu să siguranță. Povestiți și altora că la Authentic lucrurile sunt în regulă, nu ne ia nimeni gâtul. Povestim și poate veniți în Brașov. Venim și în Brașov, că am niște oameni la care mă gândesc și care cred că, cărora cred că le-ar fi mai ușor să filmăm la Brașov. Mm-hmm. Dar mi-a zis înainte că putem să facem și o conferință autentică. La conferință mă refeream. Da? Mm-hmm. Uite, atunci planurile sunt mai mari. Da. Mersi mult de tot, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să nu uitați să fiți autentici, oricând și oriunde. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați avut răbdare cu noi și pentru că ați investit timpul vostru atât de prețios în ceea ce realizăm noi aici la Authentic. Nu uitați niciodată să rămâneți apropiați de Cuvântul lui Dumnezeu, să-i faceți loc în viața voastră și mai mult decât atât să căutați să trăiți intenționat autenticitatea în relația pe care o dezvoltați unii cu alții, mai ales în relația soț-soție, mamă, fică, tată, fiu și așa mai departe, toate pentru o bună creștere spre lauda Domnului. Până data viitoare, fiți autentici! Am o veste foarte bună pentru tine, dragul meu autentic, și anume că în vara aceasta ne putem întâlni într-un peisaj de poveste în Bucovina, la Coșna, între 13 și 17 august, într-o tabără organizată împreună cu prietenii de la editura Viață și Sănătate. Pentru mai multe detalii, intră în descrierea podcastului sau a acestui video și vei vedea cum poți participa și tu. Așadar, abia aștept să ne vedem la Coșna între 13 și 17 august.